patru vedete sunt poftite la drum prin țară în frunte cu Neamărin. Ia zi cum ne cheamă, zi cum mă cheamă, hai zi! Păi eu am venit aici să mă bată. Ala, tata pe el. Ia uite-mă, Neamărin, zi ceva. Mamă, ce nas frumos aici. N-ați înțeles scopul meu? Aici eu vă dau ordine. În această ediție mergem în fruntea țării, în Lugoj, unde vom cunoaște niște adevărați eroi, dar nu din cei cu puteri fantastice, ci cu abilități speciale în lupta cu viața. Să rămâi dintr-o dată la 21 de ani fără picioare, să simți că toată viața ta s-a schimbat, a fost greu. Nu pot să cred așa ceva. Vom cunoaște un campion demn de cartea recordurilor și o fundație care oferă sprijin unor suflete încercate pentru a merge mai departe. Pentru ce ți s-au dat medaliile astea? Ce a zis? Pentru competiții. Alergai? De metri? Da, în cărucior. Da. Uite-i bre cum râde mine, dar jur că n-am înțeles. Se întorc conflictele la locul de muncă. Bă, tu e, nu, numai pe scandale ești pusă. Nu vrei să colaborezi din lucruri niciun fel. Nu e adevărat, păi cum să colaborezi? Eu trebuie ce fel să colaborezi? Să colaborezi, să vorbești ca omul. El are de răspuns la mail-uri, are de dat telefon, are de făcut chestii. Nu fac nimic. Am mâniat moldoveanul. Bă, frate, cu omul ăsta nu se poate trăi. Hai, gata, mă, nu pe bune, dar ce ne te deranjează așa că te rugam să duci mie și mie țigările, nu? Se dă de pământ cu ifosele și fițele. Bărbatul conduce, bărbatul conduce, viața. Bărbatul conduce, ne Păi dați-vă dracu, ori facem treabă, ori vă omor aici. Piruietă, dați-vă dracu să fiți. Urda! 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 Câte de nevoie? De ce mă via dracu faci ce? Păi el a fost ideea mea, Mărin! Bicicleta, mă, zise! Da, și mâine cu bicicleta strepea! Bicicleta strepea! Nebună, nebună și iar nebună! Poftiți și dăruiți cine vrea să doneze! Dansează, Grelecu, dansează! De ce stijiști acolo? Iată-mi! Două plăci din alea, un metru. Un metru, da? Da. Și dacă tu ai 25 de metri așa, câte plăci trebuie să iei? 25. La matematică sunt praf, recunosc. Deci dacă sunt 50 pe 50, luăm 100. Așa. Da? Și dacă sunt 40 pe 40, 80. Câte luăm? 80. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Vopsim ușa cu tempera sau cu vopsea în ulei? Vopsea lavabilă, ești nebun? Ah, okay. Da, pereți. Cu inima deschisă, suntem aici să facem visurile să devină realitate. Și pentru asta, să începem prin a fi uniți de o deviză sinceră. Poftiți și dăruiți. Noi dăm mai puțin, Dumnezeu să le dea mult corect. De tot. Mulțumim, foarte, e mult, foarte mult, mulțumim. Super bine. Să rămână, Doamne, aștept, vă pup, drum bun! Dorința de a face fapte bune îl aduce pe Neamărin tocmai la Lugoj, unde, într-un anume loc, mai multe suflete încercate de destin își pun toate speranțele în puterea exemplului. I-am pus în fața voastră, nu pentru că suntem mai frumoși, da. Toată lumea de aici sunt la fel, doar că noi trei, eu, Dorina, Leo și Vasile, facem parte și din Clubul Maraton 93, participăm la competiții sportive în țară, facem tenis de masă, facem atletism. Suntem toți trei campioni la categoriile noastre de handicap. Eu nu am folosit niciodată picioarele, așa m-am născut cu parapareză spastică congenitală. Picioarele adunate la piept, prin 13 operații au încercat să mi le îndrepte, dar nu au reușit. Și de mic copil n-am folosit mâinile și de aceea
Sunt bun acum și la sport. Am umblat pe toate dealurile și văile de prin zonă, astfel încât mi-am întărit masa musculară și după aceea au început aceste manifestări sportive, maratoane, și unul dintre ele a fost primul maraton de la București din 1993. Și am fost prima persoană cu handicap din România care a terminat maratonul de 42 de kilometri și am terminat în 2 ore și 13 minute. Am fost al doilea după primul alergător. Mă mândresc cu asta. Și asta mi-a dat forță să merg mai departe la alte competiții. Prima oară când am început să fac sport cu adevărat a fost când am plecat într-un maraton de la Lugoj până la Bordeaux în Franța. 3400 de kilometri doar cu forța brațelor. Eu mă consider o persoană normală ca oricare alta. Fiecare are un handicap sau fiecare are un defect. Bună ziua, bună ziua! E mai frumos! Să rămână! Să rămână, să rămână! Să rămână! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Să rămână, să rămână! Bună ziua, bună ziua! Să rămână, bine v-am găsit! De când am ajuns eu la Lugoj, am mers direct la fundație. Să-l cunosc pe Vasile. Nu știam că sunt atât de mulți în această fundație. Când am ajuns acolo și am văzut, cred că, 20 și ceva de oameni în cărucioare, m-am pierdut un pic. Ioa, cu respect, mă bucur. Mă bucur să te văd. Și eu mă bucur. Și mă bucur să vă văd pe toți. Bună ziua. Bună ziua, cu respect. După aș vrea nu-l cheamă. Sănătate, să treci. Alergați. Dacă cineva greșește, vă rog. Mulțumesc, dar trebuie fără frunze. Apoi, în asta folosiți. Le amortizează. Amortizează că suntem un pic cu persoane cu dizabilități. Eu am venit să vă ajutăm. De data asta nu ne bate. Nu. Sigur? Pe ei, că ei trebuie să facă treabă pentru dumneavoastră. A venit o zi frumoasă, a venit Neamărin cu energia lui. Nu mă așteptam să mă întâlnesc cu Neamărin în față. Îmi place de Neamărin că iese dintr-o bucată. Vă prezinte doamna Dorina Vărgatu. Să rămână, să rămână. Mari, mă bucur. Mă bucur și eu mă bucur mult. Cu mare drag am venit, să știți. Mă numesc Dorina Vărgatu, am 53 de ani și sunt din Lugoj. E o poveste mai veche. Când aveam 21 de ani, am vrut să urc în tren după ce trenul pornise din gară. Era zăpadă și am alunecat și am ajuns sub roțile trenului. Să rămâi dintr-o dată la 21 de ani fără picioare, să simți că toată viața ta s-a schimbat dintr-un moment de neatenție, de fapt, a fost greu. Părinții mei erau triști. Tata, cred că, pentru că ținea foarte mult la mine, cred că s-a îmbolnăvit de inimă din cauza. Și a murit, din păcate. Da. Eu am reușit să trec și mă simt puternică că am reușit asta. Și în 91 am depus un proiect la cei din Germania, unde mi-am făcut eu protezele și care deja țineau mult la mine și au văzut că am făcut după Revoluția această asociație și am zis că vreau să aibă și oamenii din România proteze bune, așa cum mi-au făcut ei mie. Și în 93 am deschis aici atelierul de protezare Handilug, unde lucrez de atunci. Împreună cu Dorina am pus bazele Clubului Sportiv Maraton 93 de aici din Lugoj, care pot să mă laud că încă este cel mai puternic club din România. Vasile este un om care în cărucior se simte ca și cum căruciorul ar fi picioarele lui și asta este pentru mulți dintre noi o motivație. Deci ceea ce a făcut el nu este doar pentru noi, pentru români, este pentru mulți și din străinătate. Vasile este un fel de supererou. Nu știu cine ar putea să facă o treabă ca el. Normal că mă motivează, că îmi dă un impuls. Mă gândesc, uite bă, Vasile ce poate să facă și eu pot să fac poate mai mult decât la momentul actual pot să fac. Leo a fost la Galați, a venit aseară. Am participat acolo la atletism, la 100 de metri viteză, am scos 19 secunde. La aruncare cu sulița 15 metri și 50. Atunci și dai mai mult. La greutate am scos 7 metri, am luat locul întâi. Am participat acolo. Mulțumesc! Am avut ceva adversar, dar am văzut că am scos 19 secunde, am zis wow, eu încă n-am îmbătrânit așa mult.
Bineînțeles că domnul Vasile Stoica, el m-a antrenat. Am avut un profesor și încă îl mai am, dar l-am întrecut deja. Leo este un ambițios și Leo este și unul din pacienții noștri de proteze, dar este mai greu cu dubla amputație de coapsă să mergi cu proteze și atunci când faci sport ne simțim mai ușor să fim fără proteze. Putem să ne mișcăm mai ușor. La Dorina? Nu! Nu, Leo! Fundația asta e ca a doua casă pentru mine. Și ne iubim unul pe altul și ne respectăm unul pe altul. Mai mult ca o familie, ca frați. Am făcut multe petreceri pe aici, multe antrenamente și mă simt extraordinar aici. După ce am făcut cunoștință cu fiecare în parte, Dorina și Vasile mi-au prezentat locația lor, unde se antrenează, unde trăiesc zi de zi aici. Deci aici noi ne antrenăm la clubul sportiv. Încercăm să fim cel mai bun, să jucăm la competiții în țară, în străinătate. Tenisul de masă este cel mai important pentru noi. Sunt campion național la tenis de masă de mai mulți ani. Am reușit să fiu la cărucioare cea mai bună din țară, pentru că noi suntem pe categorii. Sunt 10 clase de handicap. Pe lângă multă determinare și o putere psihică cu totul extraordinară, doamna Dorina și Vasile au investit de cele mai multe ori singuri în cauza lor. Cel mai mare handicap al lor fiind lipsa fondurilor care să acopere toate cheltuielile asociației. Pe moment, Handilug aflându-se într-un mare impas. Dar noi suntem aici să facem o schimbare și pentru asta am chemat ajutoare! Auzi, sunt curioasă dacă mai mă recunoaște Neamărin acum, slăbită, operată... Dar când te-ai operat? Acum 2 săptămâni. Păi și ai voie să faci efort? Păi de eu ce am venit aici? Am venit să mă uit la voi. N-ați înțeles scopul meu? Aici eu vă dau ordine. Eram foarte bucuros că sunt cu Sele și pentru că e actor, îl cunoșteam. Pe Andreea o cunoșteam, știam că e inofensivă. A fost un șoc pentru mine să aflu că vine Mara. Mara Bănică. Pentru că ea face parte dintr-o cu toată altă lume. Sunt niște emisiuni din astea în care urlă unul la altul, știi? Cine ți-a plătit avionul? Cine ți-a plătit avionul, mă întreabă Mara Bănică? Nu te întreb, noi am nevoie. Cine mi-a plătit avionul? Familia mea mi-a plătit avionul. Dragă Sele, și eu provin dintr-o familie înstărită, ai înțeles, față de alte domnișoare din showbiz. Ai înțeles? Eu am tot ce vreau de la familia mea. Domnișoare din showbiz, Tonci. Nu vreau să vorbesc. N-avem. De ce a trebuit ca eu cu Octavian să venim cu ele? Pentru că nu... Și când erau mai mari, cât timp îți ajungea un tub din asta? Nu știu. Hai că s-o suma mai repede? Mhm. Depinde cât de des îl folosești. Păi nu contează câtă suprafață e. Dacă îți dai din jumătate de oră, să duci imediat. De-abia aștept să putem face niște lucruri care să rămână după noi aici pentru voi. De-abia aștept să începem. Aici, la Handilug, vin oameni să-și facă proteze. Ei doresc să vină la noi. Dacă am stat poate 3 luni de zile fără salar, poate că unii dintre noi și-au putut permite, dar mulți au plecat. Am avut colegi tehnicieni care au zis: n-avem cum să trăim fără salari. Fiecare om care lucrează ca tehnician aici sau antrenor trebuie plătit. Dacă noi, ca și persoane cu dizabilități, încercăm să ne implicăm și să facem și fără bani, poate o lună, două, trei, dar nici noi nu putem, din păcate, să o facem pentru tot. Și pentru asta am cerut ajutor. Am sperat că într-o zi se va întâmpla ceva bun și totuși vom fi salvați din această perioadă care chiar a fost dificilă pentru noi. În ultima vreme n-am mai fost prin străinătate, aici a fost din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu și n-am mai putut să amenajăm, n-am mai putut să facem să fie cât mai bine aici. Doamna Dorina este o femeie extraordinară, o femeie care se vede pe fața ei că
este atât de sinceră și atât de doritoare de ajutor, pentru că a ajuns într-un punct unde nu se mai poate descurca. Important este că noi o să muncim pentru voi peste tot. O să mergem să lucrăm, să facem rost de bani, să vă dăm banii vouă, să vă faceți treburile cu ei și facem un spectacol de caritate, să strângem bani. Am hotărât ca în aceste zile să facem tot ce este posibil, să lucrăm în toate orașelele din jurul Lugojului, să facem rost de bani. Au nevoie de bani, știu mai bine ce au de făcut decât știu eu. Neam Mărin este un om cu inimă mare și un om deosebit. Păi, Tonciu, cred că mergem la o fundație cu oameni în cărucioare. Păi și ce? Și așa? Da, Andreea e Andreea. Și a venit cu buricul gol și așa mai departe, știi? Așa vrea ea să șocheze, asta vrea ea să fie și așa este. Ia uite cine vine! Mamă, feriți-vă! Ia zi cum ne cheamă, zi cum mă cheamă, hai, zi! Zi dacă ții minte, zi cum mă cheamă! Nu s-a schimbat foarte mult, dinții sunt la fel de strălucitori, în continuare e cu Alzheimer și pumnii din cap sunt... Nici aici nu s-a schimbat deloc. Ăsta nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea. Mi-am dorit să-l cunosc pe Neam Mărin. Băi, eu am venit aici să mă bată, vrei să te mint? Domnul, stați așa. Cum... Domnul Marin. Nimsoc. Domnul Nimsoc. Marin. Domnul Nimsoc. Marin Barbul. Hai, așa. Alar, tata pe el. Ce dor mi-a fost de tine. Stai, mă, să vedem. Cine ești, mă, tu? S-a făcut rocă. Cine ești, mă, tu? Octavian? Și mai cum? Cine? Su ce? Și-a pus mustăți. Eu le învârtesc. Tu le răsucești. Da. Eu, uite, îi casc un pic gura. Zi, și... Neam Mărin, dacă nu mi-arăți aia cu așa... Strunilă? Ah, părintele, Popa. Eu nu te-am văzut în viața mea. Hai să mă uit, să mă uit așa. Nu mă recunoști? Păi era parcă așa. E, da. Ia uite-mă, Neam Mărin, zi ceva. Mamă, ce nas frumos ai. Nasul vechi nu se vede atât de mare cum se vede la televizor. Pentru că la televizor, chiar dacă e slabă moartă ca mine, 49 de kg, te vezi la televizor cu 10 kg mai mult, înțelegi? Și de aia se vedea și nasul mai mare. Deci aici e o fundație de oameni cu handicap. Am stat de vorbă cu ei până acum, sunt foarte mulți, dar e unul dintre ei, Vasile, și o să merg acum să vă fac cunoștință cu ei, să vedeți și voi despre ce e vorba. Vom munci pentru a face rost de bani pentru ei în diferite locații. Joi seara va fi un spectacol umanitar. Mihai Petre face o preselecție cu lume multă, alege de acolo câteva numere. Dans modern, dans nu stai. Voi... Da. Veți fi învățați de mine, începând în această seară, să dansați ceva frumos din zona de aici. Important este că noi trebuie să facem tot posibilul să facem rost de bani. Oamenii pe unde mergem noi să avem flyere, să invităm la spectacolul de joi seara. Asta e ideea mare. Să muncim. Păi să muncim și să facem spectacol. Okay. A fost așa, hai, intrăm în pâine, adică n-am venit să stăm. Da, noi am venit aici să facem asta și atunci am aflat ce trebuia să facem. Știam că e un proiect care ajută oameni. Nu mă așteptam la persoane cu dizabilități. Ce zici? Ce zici? Că râde cu zi. Ia, taci. Ia, taci. Bă, când omul e prost, n-ai ce să-i faci. Ori face treabă, ori vă omor aici. Ța, 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 căprit, ța, ța. Lasă-mă, mai plecat. Ăsta a fost scopul, să le enervăm puțin pe Neam Mărin. Păi nu. Pentru ce ați venit voi mai aici? Ca să mă pune în capră! Păi nu mă trimis după țigări! Ara, nu-mi spui mie... Păi nu mă trimis după țigări! Ți-am zis măcar să te duci să vin și mie din țigările de acolo, nu? Gata, gata, bine. Ce ți-am zis greșit așa de te-ai lezat? Gata, gata, pot să stau și eu la... Nu, nu mă stai! Nu e sănătoasă la capăt asta. Sărut mâna, bună ziua! Bună seara! Sărut mâna! Bună ziua! Sărut mâna! Eu sunt Cosmin, sărut mâna, mă bucur! Bună seara! Octavian, îmi pare bine! Oamenii ăștia, ai impresia că n-au nicio problemă!
Să rămână, mă scrisele. Mă uit mai bine, sunt mă bucur, să rămână. Să rămână, să rămână. Bună ziua. Andreea, îmi pare bine. Îmi pare bine. Bună ziua. Bună, eu sunt Mara. Mă bucur să te cunosc. Mara Bănică, mă bucur. Foarte important să fii pozitiv și să fii fericit în fiecare moment din viața ta. După ce empatia ne-a fost pusă în temă de energia pozitivă a celor de la Handilug, ne intrăm și noi în normalitate, luându-ne misiunea în mâini cu o primă activitate. De teren! Salut, mâinile, doamnă! Bună dimineața! Bine v-ați pe mine sau pe toți? Pe care? Pe cine ne are plusul? Pe a, pe... Da. Voce, că odată mă bucur! Da, odată. Mă bucur că ați venit la noi! Sărmâna! Bine ați venit! Sper să vă și placă puțină! Sărmâna, doamnă, mă bucur să vă cunosc! Și eu, și eu! Vreau să vă cunosc! Doamne, mărire, îmi place și mie dansul! Uite cum vă cheamă după 10 minute, că așa face ele mai în vârstă. Rodica! Și am vrut să fac eu o glumă cu tanti, cu doamna de acolo și am zis, zic că Alzheimer, Rodica, când nu știi, îți spun eu. E, și de acolo a început Mara și dacă nu i-a zis lui Neamarin de 7 ori, dânsa și cu dânsa, Andreea Tonci, e o minunăție. Sunt cele mai harnice femei din showbiz. Spală, calcă haine și fac... Vreau să vă prezint pe doamna Rodica, v-am zis, dânsul uită. Marin, ea e Rodica. Neamarin, ea e Rodica. Adică... Deci, este doamna Rodica. Cosmin a zis că el își dorește foarte mult, înțeleg că aveți păsări aici. Avem. Foarte mult. Deci el are, îmi spunea, zice, băi, din copilărie mi-amintesc când simt mirosul ăla de găinați. A, nu, când avem găini, așa... avem păsări nu. Speciale. Păi, păsările speciale nu fac caca? Fac, nu? Fac, da. Ar vrea să curețe cumva la... Asta a zis că vrea el. Mama, și-a continuat gluma aia, vreo 10 minute, am înnebuneam, deci mi se ridica părul în cap, așa eram. Dânsa este doamna Rodica. Da, eu sunt Rodica. Doamna Rodica, știți, mă iertați, dar reîmprospătesc, așa. Eu, lasă-mă pe mine, că fac, știi, las-o, că și comedia asta e matematică. Ai pleznit-o și-o lași așa, nu mai tot repezi de 7000 de ori că te bate telespectatorul sau spectatorul. La teatru dă cu biletul în cap. Uitați ce păsări avem. Eu te văd ce frumos. Ce era oia, fazan sau păuni? Păuni. Ai, băi, ce frumos e, și așa îi lăsați liber, liber, liber? Da, să zice ce coadă are! Asta e că vă fac eu o demonstrație imediat acum. Am ajuns într-o locație superbă. Să vezi păuni în libertate. Ce e aici? Aici este un complex în care se găsește un boutique hotel cu 10 camere personalizate, fiecare cameră altă țară, cu lucruri autentice de acolo, un restaurant și o sală de evenimente și 3 parcuri cu căsătorii civile și religioase, cum spuneam, în aer liber. Ia uite ce coadă are, băi! Doamne, câtă frumos, ce frumos e! Ce frumos e, frate, uite-l! Dumnezeule, deci... Andreea, în general, cam ce-o pui să facă aia face, în stilul ei propriu și caracteristic. Vrei să-ți iasă unul serios în cale? Ia de unde e? Îți spune ce trebuie să faci. Trebuie să iei o pană din coada păunului. Nu pot să... Crede-mă. Mai mi-e frică de animale. Nu trebuie să-ți fie frică. Crede-mă. Ascultă-mă și o să-ți fie bine. Îți iese în cale maxim 3 săptămâni. Nu pot să cred asta. Jur. Dar din păun, de acolo, din coada. Da, de păun o labă de-aia. Nu-ți dă. Unde, mă, ce are, mă, are picior. N-a vrut, n-a marșat. Vezi, n-a marșat. Vezi că nu face chiar orice. Spune ce să facem și după aia avem noi timp de asta. Nu stăm așa, ne uităm la păun. Dar chem o fată. Da. Vezi florile, nu? Fetele. Da, 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 doamnă, să pună florile ele, domn. Haideți. Toate. Voi o echipă? Unde? Și voi o echipă. Spuneți dumneavoastră cum vreți. Ce vă zice doamna? Să-l punem bunul ăsta să facă spune de toate. Da. Eu mă duc în cameră să dorm. Puțin. Să dormi un pic. Chem așa pe cineva care să te duc să schimbi o lejerie. Este la animal. Să stea în genunchi. Eu schimb lejeria și mă bag în ea. Eu am preferat să mă duc să văd și cum e în cameră, pentru că eu am asta, să văd cum e într-un hotel. Îmi place foarte mult, înțelegi? Și am vrut să fac acolo curățenie în cameră. Hai, Toncita, hai. Dar tu m-ai întrebat și pe mine dacă vreau să fac chestia asta, Seleși. Poftim? Știi foarte bine că mă duc să schimb lenjeria.
Vino, mă, că nu te murdărești. Vino să punem sol. N-am cum, nu am cum. Sunt operată, eu nu pot să car, eu nu pot să fac acolo. Hai, mă, să punem flori, stăm să o... Și așa, doamna, e prea drău. Ia strunile, două. Du-te, hai, Andreea. Hai, vrem să pun și eu flori. Ce vrei. Hai, unde mă duc eu? Nu pot să fac nimic pentru că sunt operată recent la sânge. Eu cred că se operează că îi place. Cred că pentru anestezie se operează. Eu așa cred că ea nu-și face nimic, știi? Doar anestezia aia, mamă, îmi dă sens. E cel mai scump somn din lume. Nu, chiar pe bune, deci asta nu e Caterinca. Chiar sunt operată de 3 săptămâni pentru că am avut probleme cu siliconele vechi și chiar medicul mi-a spus că nu am voie să întind brațele, să fac astea și cred că dacă am pățit ceva, neamărine, mergi cu mine în Turcia să-mi schimb siliconele, ți-o zic de pe acum. Doamne, ferească Dumnezeu, așa ceva, nu mai vreau. Sau îi place doctorul și n-are curaj să-i spună, n-am. Pui floarea și vezi, da, după floare. Trebuie să acopere, nu? Să fie cam așa. Băi, unde-i Tonciu? Dați-i să spele WC-uri. Da. Mamă, ce frumos. Cosmin s-a tirat imediat, adică așa a pus un ghiveș și Tonciu a zis că ea se murdărește. Negru sub unghii, chestii de astea. Și zic, mă, le fac eu. Te-ai, da, prins, bă, da, că am rămas de proști? Da, mă, lasă, n-am rămas de proști, mă. De ce? Facem treabă și strângem bani pentru oamenii ăștia. Băi, Toncita, chiar așa. Mastele, lăsați, doamnă, că... Lăsați că mă pregătesc și... eu cu Toncita. Nebuna mea. Când ai făcut ultima dată lingerie? Lingerie? Când ai aranjat ultima dată lingerie? Nu mai știu. Știam că nu o să facă nimic Tonciu. Ea nu face nimic. Ea e într-un spectacol. Ea e în lumea toată. Aolo, Sele, și nu mai pot, mă dă strânii. Fă numai tu. Hai, te rog. Hai. Ridică acolo. Așa. Și bagă cearceaful pe după. Pe de sus. Așa, așa. Bagă cearceaful. Așa, sora mea. Bravo. Băi, o pisică neagră, un păun, un Tonciu. Deci toate sunt la un loc aici. Un șapca pe deasupra. Nu, că sunt. Mamă, ce bine. Uite ce bine îmi stă. Da, mă, ești nebună. Ia, ia, ia. Dați-i ceva să-mi prindă. Dați-i ceva să-și prindă ăsta în cap. O clipă, stai că ți dau eu. Nu încă, du-te până la auto. Până la auto? Da, te rog. Este geanta mea aia albă. Și ce faci cu ea? Țigări în ea. Stai, bă, că mai au țigări oameni pe aici. Că fumez. Hai, mă, că n-avem voie să plecăm. Bă, mi-mi bădești că... Dar de ce nu te duci, mă, tu la asta? Nu pot să zic. Ea a început să-ți devină șef, așa, și mi-a zis o chestie. Du-te și adu-și mie țigările de mașină. Aha. Nu. Nu. No. Trimite pe cineva să-ți ia geanta. Nu, am trimis pe tine, te duci sau nu? Nu pot să mă duc cu camera să iau niște țigări. Băi, n-am văzut. Ea oricum nu făcea nimic și atunci am zis, hai să o pun, să facem un spectacol, un happening, ceva, să-l mai enervăm pe nebun. Una dintre cele mai bune dansatoare! Intre! Hai, mă! Uitați-o, mă, pe ea, uite-o! Ai scălat și ăla pe tine! Ce-a făcut, mă? A luat-o perdea și... Păi nu trebuie să te descopi. Lasă-mă în pace, mă. Băi, nu te băga. Lasă-mă în pace. Băi, eu am antrenat. Trebuie să-ți lasă la pătina. La final trebuie să-l scoți. Lasă-mă în pace. Eu mă dezbrac imediat. A fost așa, o bombonerie. Știi, când muncești, mai faci și glume. Fără energie, mai încercăm de altceva. Mai tare, hai că mai repetăm o dată, mai intrăm o dată, că a fost prost. Bă, când omul e prost, n-ai ce să-i faci. Măi, așa, măi, prințesa, știi cuvintele? Oarecum. Hai. Nici capra nu știe să stea tot, ce jur, uite-te la ea. Și Neamărine, acum e varianta românească și cea clasică. Rai, rai, rata, rai, rai, rata, tot parea capra, așa. Te-am adus din Africa, te-am adus cu avionul, te-am adus cu avionul, ca să mănânce doar cogorul. Să-i țața, căprița, țața, te-am adus cu avionul. Filia, dracu să fii și voi să fiți, ai dracu să fiți, că trebuia să faceți treabă, nu asta. Nu asta trebuie să faceți, faceți treabă. Ăsta a fost scopul, să le enervăm puțin pe Neamărine, pe nu. Nu trebuie să sufere și el un pic. Pentru ce ați venit voi mai aici? Să mă pune ei ca prost! Faceți treaba, hai mă, vor să... Gata, gata! Bă, dați-vă dracu! Ori facem treabă, ori vă umor aici. Îmi place, ador să le enervez pe Neamare. Ador. Strunile, vină puțin. Nu fii idiot dacă plantezi. Ai noroc la bani. Știu, mă, dar ascultă puțin, iartă-mă. Liniștește-te. Deci eu sunt la o emisiune de plantă copaci. Ai noroc la bani. Ne-am distrat spre
surprinderea și spre enervarea mare din nou, care nu mai suporta, nu înțelegea cum ea muncește și noi facem, ne batem joc. Două. Ce acolo. Să fac, frate, să merg după Tonciu, să fac numai... Nu, mă, hai să vedem și noi. Mai bine stau în natură și hai să vedem și noi toată locația asta. Deci nu, deci mai mă doare capul, deci nu pot. Când vede cameră pornită, începe să behăie, pe bune. Păi da, mă, deci, da, pentru că... Am spațiul meu, sunt în bula mea, deci am o bulă. E o bulă de liniște. La 8 dimineața am... Că nu stăteam să plantez flori la 8 din 9 dimineața, înțelegi? Dar nu mai pot, deși cafea nu am băut, de urlată murlă încă, înțelegi? Nu mai am și o limita mea. Și acum nici după țigări n-ai vrut să te duci. Faptul că am atins-o așa din când în când pe Andreea cu tot felul de chestii, nu e aduce un beneficiu de imagine mare. Nu, nu e ok. Ce ai pățit, mă? Pe aici, asta nu... E vrea să... Da, mă, dar toată grădina aia. Cum te-ai lipit de aia? Eu nu înțeleg. Hai, hai. Hai. Ce să-ți fac dacă nu vrei să fii cu noi? Hai, pe aici, pe aici, pe aici, vă. Nu vrea el, sărac. Pe aici, pe aici. Pe aici. Ia, eu l-am zis cu Mara. Pe aici, pe aici, hai, hai. Că știți dansezi, mă, că tu la bar n-ai. Bun. Eu aș dansez numai la bară, nebunul. Păi, dar nu mă interesează pe mine treaba asta. Domnișoare. Eu apreciez pe Mara pentru ce a fost ea, adică faptul că a fost jurnalist de război. Dar, din păcate, nu știe să se relaxeze și să lucreze în echipă. Ea trebuie să controleze și să împungă de fiecare dată pe cineva. Numai că s-a pus cu cine nu trebuie, adică nu trebuia să mă împungă pe mine. Nu pornesc. Dă-te-mă la o parte, vrei să pornesc eu? Are mâna mică, mă, nu poate că are mâna mică. El are o mână mică, doamnelor și domnilor. Deci Cosmin are o mână mică, mică și el are ambergură de asta. Dă-te mă la o parte, vrei să pornesc eu? Lasă-mă, nu poate, nu poate, nu poate. Vino cu Tonciu, vino cu Tonciu. Are mâna mică, mă, deci ia, ia măsoară mâna lui Tonciu. Aici. Ia, întinde mâna. Ai, a prins o piatră. Fete, că ai stricat mașina, o plătești. Uite, ia ieși și... O plătești. Vino, mă, cu a... Ce ai ieșit? Vino, mă, cu a... Ce ți-a ieșit, mă? Când a pornit, mă! Zi, mă, vorbește, că nu înțelegem ce spui. Ce zice, mă? Vino, mă, cu a... Stai, mă, că spune ceva, ce zice? Ce zice? Ce zice? Că râde în continuu. Ia, ia, taci. Ia, taci. Hai, du-mă. Auzi, a chinuit omul, dădea la manivelă nu știu ce să vrea și când a pornit mașina și-a scos și mare fulgen, dădea cu pite... Păi da, tu ești total anapod așa. Dai-mă cu mașina. Dai-mă cu mașina. Ia zici o glumă fără haz, fără nimic, dar ea râde la gluma aia. Apreciez bucuria cu care își trăiește viața. Stai, frate, mică, ți-o pornesc acum, fii atent. Vino și... Poate-ți cade o țâță. Lasă că ți-o pornesc. Haide. Eu. Ține așa. Hai că țin. Gata, Tonciu, te descurci, da, baftă! N-am tuns în viața mea iarba, dar am tuns-o în zigzag, cred. Hai, mă, să facem mișto de mare. Păi așa le pui, mă, mare. Da, exact. A, mă, mare, bă, dar ce vreau așa să pună asta, mă, frate? Cum se oprește mașina? Dar unde e colega noastră care era foarte harnică? Ia uite, mă, frate, a lăsat baltă în muncă. Mara! Vino, nebuno! Măi, ai lăsat baltă toate lucrurile aici, nu mai faci? Sunt operată! Deci ai lăsat baltă toate chestiile astea și așa se pun florile nu cum le-ai pus tu? Operațiile! Vorbesc serios! Ce nu te prind și te arzi! Hai, mă, vino! Faci sau nu faci? Fac singur? Jură-te. Stau singur și fac jură-te toate chestiile că zici astea, toate ghivecile. Da. Hai că mai avem două, trei și am terminat! Hai, vino, coace! Era prea de treabă, mă! Era prea ok, prea, știi? Ne înțelegeam prea bine. Asta l-a nu pus el. Asta foarte bine. Nu, nu sunt bine. Bine. Asta vă arăt imediat. Vă arăt? Da. Bă, Mara, ai stat pur și simplu la masă. Așa sunt plantate alea. Așa sunt plantate, Mara. Alea trebuie apăsat în ele. Să... Păi uite, Mara le-a făcut. Mara eu, a făcut băi, tot. Nu, de Mara. Nu e adevărat, bă! Băi, uite, uite, mă, băi! De ce mi-e mie drag de ăsta? Că e, uite, mai adevărat om, uite cum face. Uite, am pus eu. Acum? Păi ce vrei, mă, să... Eu am pus așa. Hai,
Așa. Păi, dar eu de ce? Așa, așa că sunt apăsat. Păi nu, trebuie apăsat, e bine. Păi uite la mai apăsat. Trebuie hai. Niște pomă, dacă fac se fac. Ia că eu am florărie. Ia, așa, așa, arată-ne tu. Vă arăt eu ce înseamnă talentul născut. Măsa are florărie, vând la piață la Coșbuc, știe cu florile. Mama lucrează la Parlament, nu e florăreasă. De unde să știu eu să pun flori? Pe bune. E, ne lovim. Ia uite, iubi, unde ești? Unde-i doamna care se ocupă de flori? Unde-i doamna care se ocupă de flori? Vine acum. Am făcut, ia, vino nea Mărine, să vezi ce am făcut aici. Ia uitați, e bine cum am făcut. Nu. Dedesubt. Trebuie pus, uite mă, fără pat, vezi? Așa. Așa, uite, dedesubt. A, și fără mâm putem forma pământul ăla, a? Uite cum face. A, păi ziceți așa. Dar am văzut că nu am făcut bine florile, nu mi-a plăcut. Mi-a fost rușine un pic. Și de acolo s-a iscat un scandal. A venit după mine până în baie. Era cât pe ce să intre în veci o peste. Nu e sănătoasă la capăt asta. Dar rău de tot, mâine pe de ce? Așa, că ai făcut. Chestie. Deci, suntem la o emisiune la nu, care nu-i vorba de tu trebuie să faci 7000 de jardiniere. Bă, lasă-mă dacă fac 7000 de jardiniere, prost! Da. Nu veni după aia și-mi zi, n-ai făcut nimic, că eu fără mișto am 7 operații, dacă vrei ți le arăt. Da, mă, dar de ce de nu ce faci nu tu? Și tu? Cred că un om trebuie să aibă umor. Bă, e o monstră superioară de inteligență. Dacă reușești să ai umor, înseamnă că ai ceva acolo în cap. Andrei are umor, Mara nu. Vreți să spun mai multe? Nu. Păi vrei că ai m***a, nu făceai nimic? Ți-am zis măcar că nu să vezi și mie din țigările de acolo, nu? Gata, gata, bine. Ce ți-am zis greșit așa de te-ai lezat? Gata, gata, pot să stau și eu la... Nu, nu poți să stai. Ce ți-am zis? Hai, gata, Mara. Nu, pe bune, dar ce te-a deranjat așa că te rugam să duci să vezi și mie în țigările, nu? Bă, frate, cu omul ăsta nu se poate trăi. A plecat? Doamne, măi, ca... Două plăci din alea, un metru. Un metru, da? Da. Și dacă tu ai 25 de metri așa, câte plăci trebuie să iei? 25. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Deci nu, m-a prins la veciu când eu acum mă duc la toaletă. Simona, deci, vreau să Simona, mă duc la toaletă. Asta vreau. S-a pus în ușă la bărbați așa și a zis, nu, ți-a spălat pe mâini. Hai să spunem adevărul, vino aici puțin. Deci, dar stai un pic să zic eu. Deci, frate, el s-a dus putonciul la coțăială, i-au pus un cearșaf, au pus o capră, cică, hai dans, parcă e greu să faci așa, mare șmecherie cu un cearșaf în spate, și eu puneam alea, prost, pentru că nu știu să pun flori. Și vine la cameră și zice, nimic n-ai făcut, o freci la țigară. Și am zis, te prind și te ard dacă așa stă treaba. Ba nu, băi, te ard eu, ce ai face, hai să ne amenințăm, hai că și eu pot să fac show. Bă, eu nu, dar tu ce crezi că eu sunt Tonciu și am urs tu cine e, crezi tu și n-am cuvinte la mine? Păi nu! Pot să vorbesc și eu 700 de cuvinte pe minut. Tonciu are mult mai multe cuvinte decât tine, crede-mă. Are mult mai multe cuvinte. Când vine vorba de ceartă, da. Da? Da. Bine, hai să vedem, vrei să vedem asta? Toată chestia asta? Dar auzi, eu nu vreau să vă certați, eu vreau să faceți treaba. Dar tu nu mă trimite vine după țigări, că eu n-am venit aici să-ți aduc țigări. Îi cumpăr eu, las că mă duc eu și iau țigări. Păi nu mă trimis după țigări, Mara, nu-mi spui mie. Păi vreca în p***a, nu făceai nimic? Ți-am zis măcar că tu să vii și mie din țigările de acolo, nu? Gata, gata, bine. Ce ți-am zis greșit așa de te-ai lezut? Gata, gata, pot să stau și eu la WC-ul. Nu, 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 stai. Ce ți-am zis? Hai, gata, Mara, nu, pe bune, dar ce te-a deranjat așa că te rugam să duci să vii și mie în țigările, nu? Mamă. Mara mă trece. Mai bine, lasă-mă, nu mai spune. Cred că o să-i spun soțului meu că să știi că există cineva cu gură mai mare. Da. E ok, lumea te oprește pe stradă, Mara, și îți cere autografe pentru că te vede în anumite emisiuni lătrând, dar aici nu trebuia să latri. Înțelegi? Nu știu cum o să ieși din emisiunea asta. Nu știu dacă o să fie bine pentru tine. S-ar putea să faci vreo 6-7 emisiuni despre cum ai ieșit tu, cât de șifonat ai ieșit tu din emisiunea asta, dar pe noi nu prea ne atinge chestia asta, pentru că eu n-am televizor. A plecat? Doamne, măi, că... Acum, chiar în toaletă nu vrem să știm păi ce... Păi da, chiar în toaletă nu poți să mai ducă omul nicăieri, că vine după el.
Poate să facă și strunilă ceva? Da, poate să stea. Dracu, cât vă merge strunilă. Aici am pus-o doar puțin la punct, așa, dar am zis, hai mă, să ne împăcăm, poate fata mai are o șansă. Ne-am împăcat, am mers mai departe, dar oricum, relația deja era putredă. O luase pe un drum greșit, ea se credea la altă emisiune. Ne-am împăcat. Când muncești, e normal să mai ai de-astea. Noi am făcut cât ne-am priceput. Dacă sunteți mulțumiți de noi, e bine. Dacă nu, spuneți-ne cinstit. Sunteți mulțumiți de ce au făcut sau nu? Eu sunt mulțumită de dumneavoastră, de toți, așa, de toată echipa. Sunteți foarte, foarte drăguți. Fiți sinceră, doamnă. Foarte sinceră. Cel mai mult cine? Cel mai mult cine? Cel mai mult? Cine a muncit? Cred că Mara. Mulțumesc, că n-au preauzele dumneavoastră, mulțumesc. Da, mă, doare stomacul. Da, mă, că am făcut. Și cum la început ei v-au spus de ce suntem noi aici, vă mai aduc eu încă o dată aminte să știți că noi suntem aici pentru Vasile, domnul care în cărucior a făcut turul lumii, domnul care face lucruri extraordinare. Dar la fundație, la asociația unde sunt ei, sunt foarte mulți acolo care au nevoie de ajutorul multora dintre noi. Dar noi cinci, cu ajutorul dumneavoastră și al altora, încercăm să-i ajutăm pe ei. Dacă vreți să ajutați, noi avem aici această urnă. Poftiți pe la noi, poftiți și dăruiți. Dacă vreți... Noi dăm mai puțin, Dumnezeu să le dea mult, mult, mult de tot, să le dea sănătate, să le dea în continuare dorință de viață. Deci vă mulțumim foarte mult, să rămână. Și eu vă promit că sigur trec pe aici. Marin, te așteptam și cu echipa de dansuri. Da. Împăunați de o primă donație câștigată cu mâinile noastre dibace, mergem în vizită acasă la Vasile. Plecați spre mama lui Vasile, spre casa lui Vasile. Am înțeles că el locuiește atât la fundație cât și acasă. Satul de unde vine Vasile este la aproximativ 55-60 de kilometri de Lugoj. Pentru el este foarte greu ca să facă naveta zilnic. Aici suntem la tine acasă? Vă invit la mine acasă, da. Da. Bună ziua, să rămână. Să rămână. Mușcă, mușcă cățelul, mușcă? Nouă mușcă, nouă mușcă. Nu-te, Marine, tu că vine tu ești. Vine la mine. Da. Da. Mama mea are 73 de ani, locuiește aici de foarte mult timp și vin la ea de ori de câte ori am timp și pot să o ajut din puținul meu pe care l-am. O casă destul de modestă, se vedea că sunt niște oameni care o duc greu cu banii. Mai ales de când am fost disponibilizat, nu mai sunt bani și abia reușesc cu pensia de persoană cu handicap și șomajul să mă întrețin pe mine și să o mai ajut și pe maica mea care are o pensie de 300 și ceva de lei. Locuiesc la centru de recuperare, am o cameră acolo care mi-a fost dată, o cameră, o bucătărie și o baie. Pot să stau acolo până îmi rezolv situația cu casa de aici. E bun cu mine, da. E milă de el. Da. Oh. Am născut cu parapareză spastică congenitală și nu știu cum este să mergi pe picioarele tale. Pentru mine picioarele sunt rotunde, adică aceste roți. Când am născut, am văzut doctorul și asistenta, s-au uitat unul la altul și au făcut ceva semn așa, unul la altul. Și am întrebat, e ceva bai cu copilul? Zice, nu vă speriați că o să facă bine. Trebuia să fie să-mi-l aducă să-i dau sân. Și atunci a venit o doctoriță și zice, mama Silvia, are un defect copilul mă tale. Atunci am început să plâng și... Da. Apoi după un an, m-am dus cu el la spital, i-au făcut operație, îl pune în gips, până aici sus. Am 13 operații la ambele picioare, dar nu s-a făcut nimic. Din cauza aceasta nici nu s-au dezvoltat prea bine picioarele, pentru că am stat 7 ani în gips. Perioada cât am suferit cele 13 operații a fost foarte grea. Mai ales că eram singur acolo, foarte rar avea posibilitatea mama mea să vină la mine să
Vlada, ce-i cu mine, deci m-am simțit singur, într-adevăr. Eram în Cluj, la el, la spital, și plângea săracul. Mami, nu mă lăsa aici, când plângeam, dar trebuia să stau la lucru. N-am avut ce face. A fost greu. Da. N-am avut ce face, am chinuit. Perioada copilăriei a fost cea mai dificilă. În primul rând, din cauza că nu am avut fotoliu rulant și a trebuit să mă târâi pe jos până la vârsta de 13 ani și chiar la școală acolo, cei care mergeau pe picioare ne ziceau târâitori. Da. Așa eram, târâitorii de la Jucu. Da. Căruciare nu existau. Până când am împlinit 13 ani, când în clasa 7-a ni s-au dat căruciare la cei mai mari. A fost un moment fericit. Am simțit că zbor. Datorită faptului că așa m-am născut, eu mă consider o persoană normală. Atât că nu am reușit să merg pe picioarele mele, dar mă bucur că le simt. Asta e important, că simt totul. Deci asta este curtea... Vedeți și casa, frumoasa mea casă. Eu îți promit că o să mă ocup foarte mult de asamblarea curții și aici la casă, că de-aia am venit aici să fac o faptă bună. Asamblarea curții. Asamblează. Păi hai să ne arăți interior. Andreea e Andreea. Ea și-a construit un personaj, cred că, în viața asta în care trăiește lumea asta mondenă. Cred că e o meserie, adică ea e la serviciu. Se trezește dimineața, unde mă duc? Acolo? Aveți grijă la tavan. Aha. Și la tavan, să nu cadă pe voi. Intrarea este în bucătărie. Deci ca aici la... e bucătăria. Da. Cum ar fi, da, bucătăria care stă să se cam ducă. Bucătăria era jarnică. Totul neterminat, se vedeau grinzile din pod, tavanele crăpate, căzute. Pe jos sunt podele sau pământ. Aici poftește, te rog. Asta e camera mea. Asta e singura cameră care e cât de cât făcută. Poftiți. Vasile s-a chinuit să-și facă o cameră cât mai frumoasă. Era curat. Uite, da, diploma de Guinness Book este acolo, poți să o scoți dacă vrei să te uiți. În 2001 am intrat în cartea recordurilor pentru cea mai lungă distanță pe stadion în 24 de ore. Acest eveniment s-a întâmplat în California, lângă Los Angeles. Cea mai lungă distanță pe stadion făcută în 24 de ore, în fotoliu rulant, pe o pistă de stadion. Andreei s-a explicat că Vasile a participat la concursuri, a câștigat medalii și așa mai departe. Andreea a văzut medaliile, le-a lăudat, a zis, wow, ce tare, câte medalii ai câștigat. Și la un moment dat a pus o întrebare. Dar tu ce faci pentru ce ți s-au dat medaliile astea? Ce a zis? Pentru competiții. Ce adică, competiții? În special, suta de metri, 1500 de metri. Da, în cărucior. Da. Băi, nu, stai un pic. Băi, ce caut aici? 1500, maraton. Și... Uite-i vreo de mine, dar că n-am înțeles. Dacă tu nu poți să gândești un pic, gândește și după aceea vorbești. Sau vorbești, mă gândești. Nu, râzi, dar la un moment dat nu mai poți. Păi omul ăsta spune ceva și tu spui, cum? Cu picioarele astea rotunde. Nici o problemă. Nu-i băga în seama. Eu sunt să bine dispun lumea, înțelegi? Mi-am dat seama. Da. Andreea, nu, e aici, așa e. E o chestie din asta, avem altfel, vedem viața, altfel, nu e. Deci ai doar două cămăruțe, Vasile, practic, camera mamei, a ta și bucătăria asta, nu? Asta e toată casa? Nu e toată casa, mai este baie. A, este și baia care este... Ca să poată trece cu căruciorul, este în frig sau cum o fi afară, ca să ajungă la baie. Pentru că și-a construit o baie.
Adică e foarte greu, foarte greu. Nu vreau să mă gândesc cum e iarna la Vasile. Când plouă este noroi mult și mi-e destul de dificil să circul prin curte. Ăsta, aici am zis să pun un geam ca să fie lumină și acolo aici vreau un geam. Și acolo altul. Aha. Pentru că trebuie lumină naturală. Da. Am considerat că e bine imediat să facem un necesar pentru tot ce-i trebuie mamei lui Vasile, dar și lui Vasile, cât locuiește acolo. Luăm rigips pentru suprafața asta, pentru suprafața asta. Luăm aici neapărat ceva. Gândiți-vă aici, tot ce trebuie, aici și acolo. Da? Aveți ruletă, aveți pixuri, măsurați, gândiți-vă. Andreea, vrei să te învăț cum să folosești ăsta? Nu, că nu. Hai, mă, poți să înveți. Mai încolo. Stai să vezi, fii atent, ține, îl ții așa. Și trebuie să apeși pe buton și trebuie să vezi un laser, ca în discotec, acolo. El a înțeles că trebuie din perete în perete, că așa se măsoară. Și a încercat să măsoare o diagonală pe care să punem rigips. Dar nu-l mișca, lasă-l drept, ca să fie... Așa, mamă, bravo, și acum apasă pe buton. Păi nu mai pot. Hai că poți, uite. N-are, mă, degetul. Bun. Nu, mai ia vezi cât. 4,861. Da, e lungiu. Of, săraca femeie. Tot vreau să le zic Andreea, deci mobilier bucătărie. Ce mai trebuie? Mobilier? Păi ce să fie? Cum într-o bucătărie? Păi ce să fie? Ce? Păi cum? Dulap... Suspendant. Punem aici. Dulap suspendant vreau aici. Păi aici vreau deasupra. Arhitect, vine ăla de la Dedeman și noi trebuie să facem. Aici deasupra ghiuvetei. Vreau storcător. Frigider, Andreea? Da. Da. Eu aș înlocui și ăsta, dacă mă întrebați pe mine. Nu știu cât e de funcțional. Jur. Dacă e funcțional. Da, poți să dai ruginit înăuntru? Da. Mai aveți ceva acolo, dacă nu ai și aici? Am început cu bucătăria. Bucătăria care e un mix, așa, un hol și bucătărie. Și camera mamei. Deci e camera mamei, da? Da. Uh-huh. Bad, dressing, masă de televizor. Da, mă, mobilă de dormitor. Nu? Bad. Camera mamei era și dormitor și un fel de cameră de zi. Mama avea nevoie să doarmă undeva, pentru că acolo dormea, dar și să stea undeva peste zi. Andreea, da. Ia vino la mine, că tu e mai mult în cur. Și lasă-i pe ei, vino cu așa la mine. Faci ceva cu zorba asta sau o să-ți cumpără sorba din aia? Acum, fii atent. Măsoară cât are o dală de asta, de aici până aici și așa cât e. Cât e pe cât? Cât e? 50. Pe 47 asta. Asta e o sobă bună, poate ei zic oamenii, bă, e o sobă foarte bună, e construită de un maestru foarte bun. Nu mai să-l întrebăm, și doar o aranjăm și schimbăm plita. Ai 25 de metri. Da. Da? 25 ori 3. Cum ori 3? Păi un metru are 3 plăci. Păi, dacă tu ai lungimea asta de 25 de metri și știi că o placă are 50 de centimetri, da? Câte plăci intră pe 25 de metri? 25 ori 50. Andreea Tonciu, așa cum o știți toți de acasă, ea nu se dezminte niciodată. Nu e atentă niciodată la ce îi spui și îți dă răspunsuri de nu știi tu de unde vine acel răspuns și cât face. Ia, 25 ori 50. Fii atent, neamărine. 153. Bibi, 25, e foarte simplu. Așa. Ori cât? Păi oricât. Zi, mă, cu camera, colegul. Trebuie renovată ușa, trebuie șmirgheluită, broască. O perdea broască la fel ca aia. Dar o perdea cu... Și geamul putem să-l schimbăm. Vopsea trebuie, o cutie de vopsea albă. Da. Mai broască. În ulei, nu? Stai să întreb pe Andreea cu ce vopsi mușe. Deci fii atent, uite, tu n-ai văzut și tu? Astea au 40 pe 40 Andreea. Și alea sunt 50 pe 50. Scuze, Andreea... De ce un curj, mă, care și ea treaba asta? Nu, zine și nouă, vopsim ușa că tu ești cu culorile. Vopsim ușa cu tempera sau cu vopsea în ulei? Cu ce? Cu vopsea cum? În ulei sau cu tempera? Vopsea lovabilă, ești nebun? Da, adă pereți. Dacă și-a tăiat nasul, dacă și-a pus buze, dacă și-a pus sâni, mintea e la fel, nu s-a schimbat nimic. Deci dacă 25 de metri are curtea așa, da, 25 da, de dale așa, da,
Oricum. Dacă iei de alea de 50 pe 50, e foarte simplu. Fii atent, două plăci din alea, un metru. Un metru, da? Da. Și dacă tu ai 25 de metri așa, câte plăci trebuie să iei? 25. 86. Băi. 90, dacă pui 90 așa, uite, da, pe dâlță. Da, și jos? De păi 90. Băi, colegi, am rezolvat, da, cu vopseaua. A zis cu lavabilă să vopsim. Ușa. Ați găsit-o, bă. Da, să o faci până jos, nu? Plus 25 fac? 50. Eh, deci trebuie să iei 50 odată, da? Da. Și dacă vrei să pui două rânduri, 50 plus... 100! Așa, fată, vezi, deci 100 de plăci. Dacă sunt, fii atent, 50 pe 50. Dar dacă sunt 40 pe 40, câte iei? Nu le punem la fel. Păi stai puțin. Deci dacă sunt 50 pe 50, luăm 100. Așa. Da? Și dacă sunt 40 pe 40, 80. Câte luăm? 80! Hai, plecă la matematică, sunt praf. Am rămas și corijentă. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Stele, și vino face, mai lăsat pe mâna la lunea Mărin cu matematica. Discutam despre atelierul lui Vasile. Și am zis, bă, ce facem aici? Că e atelier de pictură, adică ar trebui să fie ceva, să rămână așa, la nivelul ăsta de... nefinisat, nu... Puteai de pânză de sac, Andreea, că zic, e un... Zice. Și să desenăm pe el floricele, pe pânza de sac, noi. Să îmbrăcăm pe pânză, cu pânză de sac? Nu, eu zic să luăm tapet. Exact ce trebuia într-un atelier de pictură, un tapet și pe jos ciment. Ce fel de tapet? Ce fel de tapet? Flori. Și unde îl punem pe astea? Le punem întâi rigip și după aia tapet, nu? Și eram cu strunii la... Tu cu ce te ocupi? Ce faci tu? Și mi-a zis că e manechin și că apare prin emisiuni. Și acum am înțeles, uite, acum am simțit pe pielea mea ce face. Tot Gita dansează pentru dumneavoastră să câștige un leu. Uite, 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 ne... Aduci un castofon mâine, că fără muzică nu pot să muncesc. Mâine? Să dansez. Ha! Da! Nici o problemă. Vreau muzică? Am pe computer. Muzică trebuie? Muzică toată lumea. Du-te la aia acolo. Muzică-ți trebuie, a? Muzică-ți trebuie ție. Doamne, ce m-am speriat! Mă duc acasă plină de, de vânătăi. Mă vede și pe mine lumea neamărine. Nu să ai grijă la creangă. Câte de... Câte de... Nu urtică să mor eu! Unde te duci, bine? Și aici am zis să dăm cu var. Cu var. Cu vopsea. Dar ce faci, mă? Ei! Unde a dus nebunul? Așa, așa. Nu-mi dai băiatul jos. Ia, ia. Bagă, ia, 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 bagă, 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 bagă. Băi, râde în continuu. Ori și dacă zici o prostie, o glumă pentru ea, nu râde nimeni. Ea râde, ea e foarte fericită. Tu unde te duci, mă? Unde te, unde te duci? Mă așteaptă niște băieți. Te așteaptă băieți, a? Băieți, mătii să-ți... Care băieți, mă, te așteaptă? Unde? Unde? Care băieți? Care băieți? Ia-mă pe bicicleta asta! Așa! Vino în coace de bicicleta! Ce apreciez la Andreea este bucuria cu care își trăiește viața. Doamne, poate ca și mă lovesc la țâțe. Dă geanta aici.
Împinge-mă! Că mi-e frică să merg! Bicicleta, mă, zise! Trage mâine cu bicicleta spre pe ea! Bicicleta spre pe ea! Unde te duci, bicicleta? Unde te duci? Unde te duci? Unde te duci cu bicicleta? Bicicleta trebuie! Bicicleta trebuie! Bicicleta trebuie! Bicicleta trebuie! Era pe mine, n-a pus să mai era asta, asta le dracu. Andreea Tonciu este, așa cum o știți, nebună, nebună, nebună și iar nebună. Hai să rămână, mulțumim frumos! Să rămână, hai! La revedere! Hai! Casa mea, dacă s-ar face frumoasă, eu aș mai întineri. Pentru asta suntem aici, să descrețim frunți împovărate de griji și să întinerim speranța cu dedicație. Să mergem la cumpărături, acolo unde oricare ar fi planurile, se rezolvă. Voi doi aveți lista. Voi doi aveți lista, da? Da. Acum intrăm și direct la raioane. O să fie cineva care ne ajută. Alt moment în care eu a trebuit să fac echipă cu Mara și mă bucur că a trebuit să fac echipă cu Mara în prima zi, pentru că eu încă o consideram ok. Ne dai și nouă niște bani acolo în urna asta pentru niște copii în cărucior? Suntem la emisiunea cu Neamărin. Nu ne dai? Ne dai tu? Tu ești mai zgâ... A, ne-a dat. O să dai și un milion, să știi. Data viitoare. Da? Mersi. Puțin bani. Tonciu, cere tu bani de sfate la ăla, că mie îmi dă lumea câte 5 lei, tu ești mai mie îmi dă lumea câte 5 lei să ceară asta. Păi, dar v-am zis că ăsta e stilul meu, eu râd din orice. Donați aici niște bani pentru domnul Vasile, care are abilități. Doamne Dumnezeule! Tu ai mult. Eu n-am mulți. Ai, ai. Nu dați bani. Vezi, te-a mirosit? Vezi, te-a mirosit, domnul? Hai să mergem la tapet. Stai, uite că doamna vrea să dea. Uite, doamna vrea să dea. Puneți acolo. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Dacă ai nevoie de ceva de la persoana aia, te rog eu frumos, poți să-mi dai asta? Eu sunt scurtă și la obiect. Și dacă ei îți dau, tu spui la sfârșit, mulțumesc. Nu întorci spatele și pleci. Am abordat oamenii în stilul meu caracteristic. Nu a trebuit să recit poezii, că nu. Nu e vorba că așa ești tu, e vorba de respectul pe care l-acorzi oamenilor cu care stai de vorbă. Deci vreau să ne ajutați și pe noi pentru un caz umanitar. Eu? Da, dumneavoastră, că am venit la dumneavoastră în zonă. Hai de capul meu, da. Haideți! Hai, ajut, ce să fac? Vă mulțumim din suflet. Să fie iubită, domnișoara. Mulțumim. Și să faceți ceva la Lugoj. Nu stați așa. Da, la revedere. Trebuie să luăm pentru bucătărie, mobilier de bucătărie. Ok. Și... Deci noi trebuie să mobilăm o bucătărie și o cameră care este a unei doamne, care va fi și sufragerie și dormitor. Deci, da. O să vedem ce variante avem. Asta da, i-am zis și da. Eu, dar el... Nu, eu vreau să spun că trebuie și eu să trăiască și linoleu. Are chestia asta. Bă, ce faci? Unde te duci? De ce faci aia? De ce faci aia? Da unde? Da eu ce fac? Ce zici ăsta? Care? În atelier de pictură? Da, ce... Care vrei tu? Ăsta. Care îți place ție? Uite mai, să rămână. Ce zici? Păi zi ajută-mă! Știi că ea te ceartă când vorbește cu tine. Ajută-mă puțin. Bine. Pentru un atelier de pictură, ce crezi că merge? Ce culoare? Să fie mai modern, mai simplu. Ce mai vrei tu, măi? Hai că pierde mea. Ce crezi că merge? Ia spune. Păi dar cine a zis, mă, că pune tapetul, mă? Măi, Andreea, ești, nu mi-ai zis tu că pui tapet în atelier la omul ăla? Cite tot. Eu? Tu ai zis că pui sârmă de-aia cu elastică, tapet, cum ai zis? Tapet, ai zis, vrea nebunul tapet, ia-i tapet ca să-i închidem gura și după aia pui tapet. Ia, alegi un tapet. Dar eu nu știu să pun tapet. Lasă-mă tu, ia tapetul. O paletă de culori. E tonci. Mai avem nevoie. Care să-l întindeți? Cum? Rolul ea e experta, deci cu ea vorbiți, ea să ocupă. Nu vă luați. Hai, domn. Eu. Da? Ok. Adezivul ăsta se dizolvă în apă rece. Este foarte simplu. Doar că trebuie mestecat continuu, pentru că se va face sub formă de soluție așa nici prea moale, nici prea tare.
și se pune pe perete și cu o rolă se va da peste coala de tapet pentru a întinde perfect tapetul și să scoate surplusul de adeziv de dedesubt. Bine, n-am înțeles nimic. Ok, bravo, nu e perfect. Asta eu zic că e o variantă bună pentru că e 1300 și pe ăla e mai nu mic. Nu e mă, uite. Ăla e 9 milioane. Păi deci, ăsta. Nu era asta. Da, ăsta e 9 milioane. Vino în coa, e 8-200, vino în coa. Ca să fim parteneri, să fim egali, să lucrez împreună cu un om, de pe aceeași poziție cu Mara nu se poate. Asta ce are? Asta îl văzuse. E foarte bună pentru ce ne trebuie nouă. Să putem tunde și pomișori, cât și iarbă. Astea toate pentru acea sculă cu care noi ne facem treaba. Sunt burghie, spirale și de toate. Bun, mersi. Nebună, uite-le, vezi pe astea cu galben de aici? Da. E, iei una de aia și mai ne trebuie una de asta la altă, din stânga, cu albastru, vezi? Și cum mă urc? Uite acum, îți explică domnul. Ridicați-o sus și când e sus, o blocați. Da, am convins-o, s-a urcat. Mi-e frică de înălțime așa, știi, dar m-am obișnuit, imediat mi-am intrat în ritm. Dă-i. Mamă, ce tare ești, nebun! Nu? Cum fac să o blochez acolo? Cum o opresc? Mai sus un pic, mai sus un pic, mai! Mi-e frică de înălțime. Nu-ți stai, se întâmplă nimic, du-te mai sus un pic, domnule! Eu nu știu cum să numesc utilajele alea, ce sunt alea, mașinile alea care m-au urcat nebunul ăla pe niște mașini. Mai sus! Maică, de ce mă vrei mai sus, că mi-e frică? Ce cauți acolo tu? Ce cauți tu acolo? Ce cauți acolo tu? Cine te-a pus să te urci acolo, mă? Cine te-a pus? Nebunul de Seleși. Marin m-a luat la Nuiele iar la bătaie, că m-a urcat nebunul la postus pe acolo și m-a lăsat acolo agățată. Și el credea că vreau să mă plimb cu ăla sau să stau pe acolo atârnată, să nu fac nimic. Ok, bine, așa. Dă-te. Și am blocat-o. Am blocat-o degeaba, că nu pot să o blochez de jos. Dă-te jos. Oprește-o. Mi-e ciudă că nu o să blocam. Și cum e de aici? Cum e de aici? Cum să mai ești? Nu mai ești de aici. Ai luat alea? Aici nu mă dai din apă. Ai luat alea, mă? Nu mai au nimic. Hai, ieși odată. Ieși de acolo. Ieși odată. Ieși. Deci din când în când auzeam... Prin dede, mă. Ia-o ce repede este acolo. Ia-o-te-o. Ia-o ce repede este. Ieși. 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 Dă-te mai așa. Cumpără Tonciu ceva. Mamă, dar ce ustură asta e? E ustură, unde e asta? Jur că ustură. Ia. Lasă-o Cosmine. Lasă-o Cosmine. Nu, ăsta mă ești. Ce-ai? Ce? Băi, e un pat mic. Nu trebuie să iei cu toată camera femeii. Asta are 1.40? Da. Ce mai e de 1.40? Mai mic ai? Dar nu contează. Auzi, tu trebuie să te uiți la cadrul de pat. Cum arată? Ăsta e cadrul. Noi asta cumpărăm, de fapt. Ca să strângem bani, ce crezi că am făcut? M-a urcat pe un motostivuitor. Nici nu știu cum, ce e ăla, mașina aia care merge și cari cu ea. Bagă tocita! Haideți! Cine vrea să doneze bani pentru un caz umanitar, doamnelor și domnilor? Andreea Tonciu dansează pentru dumneavoastră în Dedeman! Ca niciodată un spectacol extraordinar! Iată, avem animatoare în motostivuitor! Mă adoră să fie ea, se crește și crede așa, o divă e toată, așa este. Vedeta numărul 1 a României, a zis ea. Cu fața încolo! Doamnelor și domnilor, Andreea Tonciu dansează pentru dumneavoastră doar aici în Dedeman. Doamnelor și domnilor, Tonchita Andreea. El crede că nu m-am prins, că Tonchita vine de la Conchita aia, de la Eurovision. Înțelegi? Nu, mă, ești nebună, cum? N-are nicio legătură. Ți-ai dat seama după două zile, stai liniștită, e ok. Dar l-am lăsat așa. Mi-place Caterinca, ți-am zis. Îmi place Caterinca de... Cum să zic eu, să nu mă jignești, înțelegi? Caterinca asta așa mi-mi place. Poftiți și dăruiți, cine vrea să doneze. Vă așteptăm aici, Tonchita dansează pentru dumneavoastră să câștige un leu. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Unduirile dedicate planurilor noastre fac senzații aducând în urnă câteva donații binevenite. Scopul nobil scuză mijlocul lui Tonciu.
așa e nebună, așa, așa trebuie să vreau faci. Să mă dezlănțui în cușcă, rupe pușca, iubii! Doamne, să strânseseră lumea, în dedeman. Nu știu dacă e un personaj construit de ea sau așa e ea. Mă simt eu, îmi place. Dacă e un personaj construit de ea, e într-un fel. Felicitări, e, înseamnă că e inteligentă. Dacă nu e un personaj construit de ea, e grav. Îmi trăiesc viața la maxim, nu? Mâine, poi mâine, Doamne ferește, mor și o să regret că n-am făcut ce trebuia să fac. Așa, eu fac ce vreau eu. Este foarte grav. Lățimea, 1,10 m, pe o înălțime de 1,12 m. 1,15 m. De-ai construiască făcută. Ne le faceți cu rejanță, cu asta? Dansează, Grelecu, dansează! De ce ești acolo? De ce ești acolo? De ce ești acolo? De ce ești acolo? Să mori dacă nu dansezi pentru bani! M-a luat cu unuielele, iar de parcă eu aveam vreo vină. De unde nebunul de Cosmin vrea să facem Caterinca pe acolo? Și eu, că și mie îmi place și să mă simt bine și astea. Și tu de ce mă via drept cu faci cu ea? Păi ești că știi câți bani, știi câți bani am adunat până acum? Știi câți bani am adunat până acum? Au! Au! Vrei să vezi cum te doar? Câți bani ai? Am adunat. Cred că zi mă cât am făcut până acum. 2-3 milioane. Minim. Minim. Hai, primul. Gata, șeful, să trăiți. Mai adunăm niște bani. Da, ne ajutați și pe noi pentru un caz umanitar. Cine are suflet bun să doneze bani? Uite nebunul! Uite nebunul! Dă-te jos să-l pupi! Dă-te jos să-l pupi! Ce vrei, domnule, tot timpul? Vrei să ne certăm? Eu eram casa aia, familia cu scandal, știi? Vis-a-vis petrecere, toată lumea voie bună, soțul, soția, copiii, vecinii. La noi era... Hei, ce ai făcut? Hei, vorbești la telefon? Ham, 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 latru, bă, în continuu, mă, lătrături. Păi tu ai lăsat căruțul, unde păi l-ai ce, lăsat? Dar eu trebuie să-l țin minte tot timpul, eu, da, tu l-ai lăsat, păi de unde să știu unde l-ai lăsat, tu deci care mi-eram cu tine? Stau și eu, am de dat niște să telefoane. Să tu, că ai tu de dat telefonul, da, și pe eu bune, să ia, căută-ți tu căruțul, dă-mi telefonul meu, că am și eu de dat telefon. Păi da, hai, te rog frumos, de ce trebuie să-ți, în primul rând, de ce trebuie să-ți cari eu telefonul? Deci, nu-mi car tu, îmi car tu, că tu l-ai lăsat. Da, uite-te mai geanta, frate, și pui căruțul la mine. Da, ești nebun. Puneai telefonul în geantă, uite, iar și țigările. La un moment dat a trebuit să vorbesc la telefon, pentru că am doi copii și trebuie să vorbesc la telefon. Ia sări muștar, că de ce vorbesc eu la telefon? Că toată ziua am stat pe telefon, băi, tu ești sănătoasă la cap? Cum toată ziua am stat pe telefon? Căruțul e acolo, te rog frumos, du-te și nu ia. Nu mă duc să iau niciun căruț, că tu l-ai, păi cât să fii de nesimțit, păi, lasă-i să-ți dar un căruț? Păi am 7 operații, frate. Da, ai dat telefoane și ai răspuns la mail-uri de azi dimineață, da? Hai să vă luăm căruțul. Mara, te rog frumos. Hei, Mara! Deci nu vrea să... Eu nu-i car căruțul, strunirea pe el stă pe telefoane. La mine! Toată ziua și te-am rugat să-l aduci de acolo, atât dacă am de dat un telefon. Ce gură are aia, bă, ești prost? Acum mahala mâncață, sufletul. Dreapta, că te calm. Bă, tu e nu numai pe scandal ești pusă. Nu vrei să colaborezi din nou cu niciun fel. Nu e adevărat, păi cum să colaborezi? Eu păi să-ți car căruțul să colaborezi, să colaborezi, să vorbești ca omul. El are de răspuns la mail-uri, are de dat telefoane, are de făcut chestii. Căruțul nostru care ăsta. Telefoane, măi, fată? Care păi telefoane, că ne aude lumea asta? Ce care telefoane? Am dat două telefoane. Păi două telefoane, care sunt importante pentru că am copii. Dar am copii. Eu am făcut doar pipi. Am copii și trebuie să dau telefoane. Am copii și trebuie să dau telefoane. Și tu ai copii și cred că e momentul în care trebuie să dai telefoane, dai telefoane. Nu fac mic. S-a mâniat moldoveanul de strunilă, că l-am întrebat, bă, de ce n-ai ținut căruciorul, cum a zis Neamarin? De ce ți-ai pierdut pitbull-ul pe care trebuie să-l căutăm? Bă, frate, cu omul ăsta nu se poate trăi. Adică să te trimită cineva cu el undeva, da, se poate, dar vrea să fie șefa ta și tu să înțelegi că ești subaltern și să accepți asta. Nu așa se face, Mara, nu vii de pe poziție superioară în momentul în care e clar că noi suntem egali. Alzheimer, te lovești, nebun! E nebun, mă! Bă, ești nebun! Păi nebuno, știi ce vreau eu de la tine? Vreau să-mi pui și extensiile în cap, să-mi faci părul, ești nebună? N-aș putea să trăiesc nici măcar o oră lângă ea. Mi-l faci în seara asta, păsărică? Bărbatul conduce, bărbatul conduce, viața! Stai, bre, că eu pierd viața, mă, de ce mă lovești? Piruietă! 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 Nu pot să cred așa ceva. Băi, ești te rog, elegant, urcă să te plimbi. Te rog eu frumos. Uite cât mă iubesc. Nu fi nebun. Ce? Eu nu-i om. Urcă-mă aici.
Stai frumos, elegant, în cadă. Cu fața încolo, cu fața încolo. Îi plac astea, dacă o pui să... A, da, s-a băgat în cadă. Ne-am văzut-o acolo, în cadă, când eu știam că trebuie să fac cumpărăturile, să ajung cât de repede la fundație, să putem lucra. M-am enervat atât de tare și am început să o învârt cu căruciola la magazin. Țipa ca nebuna, de toată lumea s-a adunat în jurul ei. Plimbat. Uite, nu te plimbi eu pe tine acum, ai nebunit. Pune spumele pe mine acum. Vreau să stau în cadă în jacuzzi. Și-a luat în de la și m-a udat. Asta, facem efecte speciale, nu fi nebun. Ce ai pe așa? Ia-ta. E spumă, ia, pă-mă nebun. Uite, plouă! Atmosferă ca în club, ți-am dat cu fum nebulo. Uite cât fum ai aici, nebuna mea! Ușor că mi se încrețește părul! Da, sunt închise saloanele, nu? Aoleo! Mamă, ce nervi am! Fițar, părul de râs să-ți fie, domnule mar. Alo, fă-i nebuno, știi ce vreau eu de la tine? Vreau să-mi pui și extensiile în cap, să-mi faci părul, ești nebună? Mi-l faci în seara asta, păsărică? Vin la 9:30 la tine? N-aș putea să trăiesc nici măcar o oră, jur, lângă ea. Auzi, dar știi cum vreau, nu? Să mi-l îndrepți cu peria. A, da, și să-mi pui extensiile în cap, da. Nu, tati, nu, niciodată. Doamne ferește. Mai avem mult din interviul ăsta? Că m-am plictisit să mor dacă saptă la interviurile astea, nu-mi plac mie. Ce zici că-s proastă? Super! Putem să facem un videoclip, să facem o piesă, să ne combinăm, să ne antrenăm. Suntem aici cu Andreea, cea mai cu șapcă fată, dintr-o dată. Ca să fie pentru toată lumea, să știți că nu doar o dată. Aoleo, tu te strici. Noi îți vorbim de bine și tu te strici singură. Știi cine cred că... și ar dori să trăiască precum Andreea, cred că Mara, dar nu poate. N-are, cum să zic, materia primă. Nu mai există, s-a dus. A fugit puiucoața. Păi uite, le... Ce faci, mă? Schimbare! Schimbare! Auzi, băi! Ia, auzi, băi! Ia, uitați! Femeie în toată regula. Zice, Doamne Dumnezeu! Auzi, eu am văzut multe în viața mea. Dacă să mergi așa, să te lovești, să zici că a făcut cineva, mi se pare... Doamne, doamne! Haideți! Hei, ia uite ce râde asta de tine! Haideți ce râde! Ce vrei să plâng? Ce-i? Normal, și dacă eu cădeam, eu râdeam, nu plângeam. Păi pe bune, ce putea să facă Tonciu de afară de a râde? Uite, domnul, ca să moară toate fetele de la Timișoara, așa. Trebuie să ne ajuți aici pentru cazul ăsta umanitar. Hai, să moară toate fetele de la Timișoara. Uite, cum scrie la el pe tricou, să moară toate fetele. Ca să moară fetele. Da. Hai, pune acolo, pentru Vasile, care are un handicap. Un handicap locomotor, e în scaun cu rotile, omul, și strângem bani. Și pentru fundația lui... Stai că-i bag eu, că eu mă pricep. Așa. Mulțumesc. Mulțumim. Hai. În Dedeman am adunat, am vreo 15 milioane, am făcut sigur. Știu că un domn ne-a dat 2 milioane. Te pup! La revedere, pa! La revedere, la revedere! Cu lista de cumpărături pusă în sacoșe și cu urna mai bogată cu ceva donații, ne retragem la hotel, unde, așa cum am promis, Neamărin are de predat niște ritmuri. Cu dreptul băiatul, stângul fata, 2 și 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 2, 2, 3. Cosmino, ține mâinile moi. 1, 2, tu greșești. Bărbatul conduce, fii alături. Stai, bre, că eu am pierdut, mai de stai puțin, ce mă lovești? Neamărin a rămas cu aceleași glume, din spate de la Popeșle Orden, nu de la Berceni, adică e undeva mai în spate. E la fel, cu glume de alea de autobaze, bang, palma extrem de ușoară. De ce cu mine nu se încurcă? Bă, aici mai lovit. Păi dacă mi-a luat mâna înainte, a plecat, s-a învârtit. Ia? Da, de ce nu face cu mine? Pentru că tu ești bărbat mai puternic și ești mai în vârstă, nu-și permite. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3.
De ce dansezi frumos cu mine și cu asta nu dansezi? De frică. Una, două, ați frică? Da. E, lasă, mânca tartata că mâine vezi tu. Una, două, foarte... El mă inhibă, se uită cu ochii așa la mine, mă... Dar îți transmite energie pozitivă. Tu da. Ai văzut? Ia uite-te, dar eu nu. Ochii mei! Ce aia? Doi, împreună facem doi. Gata și... Un, doi, trei. Doi, doi, trei. Piruietă, un, doi, trei. Nu știu cu ce dracu îi vedea pe ăștia, Doamne iartă-mă, că îi vedea, mă. Cred că are un ochi aici, are un ochi aici, are doi ochi aici, înțelegi? Deci el se uita la mine și vedea ce face Tonciu acolo, ce face Strunil acolo și că au greșit pașii și îi lua. Piruietă, un, doi, trei. Ce ne-ați dracu să fiți așa mâine? Ce vezi cu mine? Ei, și acum fiare, băi, 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 uite ce fac eu, vino Mara încoace. Dă drumul la muzică. Hai, că el intră într-o stare. Bă, când aude muzica, a intrat în stare, zici că știi? Păi ce, băi? M-am încurcat. Păi, măi, m-am încurcat. Nu mi-ai spus că e lor pe toți. Eu, de patru, chiar. E după mine. Și un, doi, un, doi, trei. Un, doi. Și acum, un, doi, trei. Un, doi. M-am tăpăcit de tot, definitiv. De partea sa. Bă, asta am ținut-o mic. Ai impresia de se uita, jur, mă, în ochii mei. Câte una? Resistă, resistă! Resistă! Fă și cu Tonciu să mor, dar nu mă supăr și mai dansez niciodată cu tine! Hei! Hei! Ce ai zis cu Tonciu? Mă, mai pot să mă dacă nu m-a secat la secat. Păi eu nu prea mă pricep la dansul popular așa și nu prea mă pricep să dansez în sincron cu cineva, mă încurc, nu știu. Câte una? Una! Mă bate neamărin și revii. Un, doi, trei, un, doi, trei. Un, doi, trei. Bine. S-a terminat. Pentru că n-ați fost atenți. E bine. Bravo, Mara. Bravo. A ieșit, mă lăuda. E bine. Uite-o, ea poate. I-a bătut pe toți, pe mine nu. Și când credeau că au terminat, Neamărin și-a adus forțe proaspete pentru încă o rundă ceva mai rotundă. Dar încerca să lasă mai jos, jos, mai jos. Da? Dar aici să ții. Da, aici. Ia uite aici. Una, două, un, doi, trei. Una, două, un, doi, trei. Bine! Ia le bani! Foarte tare. Deci, ișor, ișor, da, da. Mai trebuie să ții un pic. Și atunci, încet, încet, am început să învățăm ora bănățeană. Unu, doi, un, doi, trei. No, aici nu. Pasă, nu e bine? Odată mergem noi. Ah, hai! Atunci mi-a venit de stai că se poate ora înainte-înapoi, la urmă ei înainte-înapoi. Noi! Și acum noi! Voi! Știi? Un, doi, așa! Doi, noi! Unu, doi, taci! Asta e! Asta e! Și ne-a ieșit o horă foarte frumoasă. Ei în cărucioare, noi în picioare. Și plecăm acum la dreapta! S-a terminat, bravo, super! Nu-i bună? Da, asta e, bravo, bravo! Mulți bravo, super! Cel mai mult m-a impresionat atitudinea lor, bucuria lor, din fiecare zi, din fiecare clipă. Uite cum face două. De aici a flotat tu? Cinci ori. Flotări? Da. Cinci. Da. Bă, ești nebun! Dar cum le fac eu? Nu! Nu pot să cred așa ceva. Băi, ești nu pot să cred! Face foarte mult sport. Dacă aș face și eu măcar jumătate din câtă mișcare face el, cred că aș arăta... Oricum și acum arăt foarte bine. Mamă. Bă, John, am fost că nu pot să fac. Acolo m-a luat. Acolo chiar nu pot. Sunt normali, sunt umani, sunt haioși, sunt simpatici. Sunt un exemplu pentru oricine din lumea asta. Și când îi vezi ce probleme au, îți dai seama că tu chiar n-ai nicio problemă și ar trebui să te bucuri de fiecare moment din viața ta. De apreciat este că ei au trecut peste această problemă, nu mai consideră o problemă. 1, 2, te-ai oprit. Și atunci când te-ai oprit, dă un pic mâna trăf, mă scuze, mă. Când te-ai oprit, atunci trebuie să ții un pic mai tare să mă pot împinge pe mine. Păi nu poate să asta zice, că nu poate. Nu, tu trebuie să ții un pic mai tare. E greu de înțeles.
N-a scos mânța frumos. N-am, nu... Alte cuvinte, ce zic eu? Mersi. Păi ce să-i mai zic? Nu vrea, nu poate, nu poate, ok, nici eu nu pot. Nu poți să compari situația asta la mine peste o... Deci tu nu poți să compari ce problemă ai tu cu mine. Eu am operație la sine și... Bă, să înțeles? Tu l-ai văzut cum face flotări? Frate, n-are picioare omul ăsta, practic. Și trebuie să-i explici că ești cu 100% și că se duc că tu ești grav. Mă, pe bune? Eu am avut accident de tren. Că sunt două ori aici. Când te-au fost să te lupți cu tren? Pentru scuteze. Și poți să zic că nu poți sta în picioare? Poți să zic că nu? Să stai și nu tau. Poți să zic că mă doare? Nu. Leo m-a impresionat foarte tare. E foarte simpatic și foarte haios. Și se bucură atât de mult de viață. Tot ce face el... Bine, mi-a spus povestea lui. Dureroasă, de altfel. Am avut un accident în 30 noiembrie în 2001. Pot să zic un accident, nu pot să zic accident. Am fost bătut și pus mai de niște prieteni m-au lovit la cap, mi-am pierdut memoria și atunci m-au băut lângă mine ferată și m-au luat de mâini de picioare și m-au pus pe mine ferată. M-au crezut că m-au rămurat. M-a luat la doară. După 4 zile, când mi-a revenit din comă, am zis că n-am picioare, m-am controlat, am văzut ca mâini, am zis ok. Și am zis că picioare te ajută numai să fii la o înălțime, nici de cum să mănânci sau să faci un achet. Și am zis, Doamne, spune-mi, am puțin la Dumnezeu, pot să merg mai departe. Și o fată sau ceva o strânge în brațe, nu o strânge între picioare. Frate, nu se poate. Omul ăsta s-a dus în oraș să petreacă. A petrecut și s-a întors acasă într-un scaun cu rotile. Hei, ce faci în momentul în care ești în situația lor? Cum trăiești? Cum faci să ai momente de bucurie în viață, să ai momente de fericire, pentru că trebuie să fii fericit. Și să te bucuri de viață. Asta e, despre asta e vorba. Eu asta nu știu cum poți să treci peste momentele astea. Mergem în față. Și asta? Ăla e. Cred că oamenii ăștia înțeleg mai bine decât noi că e foarte important să fii pozitiv și să fii fericit în fiecare moment din viața ta. Cred că ei înțeleg mai bine și Vasile e un exemplu că înțelege mult mai bine decât noi că pământul e rotund și poți să te plimbi și poți să te bucuri de viață în orice stadiu te-ai afla. Călătorii foarte mult prin lume, în jurul lumii. Fiecare din turneele pe care le-am făcut până în prezent, le-am făcut doar cu forța brațelor, fără mașină, fără avion, doar peste mări și oceane am trecut cu avion. Am plecat cu 500 de dolari și am făcut 36.000 de kilometri. Dar înspre ce? În Ucraina încolo? Nu. Am plecat de la București, am traversat toată România, Europa, până în Franța. În 1998-1999 am făcut un tur al lumii de 36.000 de kilometri. Am traversat toată Europa, Germania, și ai plecat Franța, soții, singur tot timpul, singur. Și după aceea, stai să spun, din Franța am trecut în Canada, din Canada am traversat, am intrat în Statele Unite, Coasta de Est, Coasta de Vest. Ai avut viză dinainte, ți-ai luat? Ne-am luat în Franța, la Paris, pentru că în România nu mi-au dat. N-au vrut să-mi de, pentru America. A fost deosebit față de Europa, ceva deosebit. Vedeam și alte continente, altă lume, altă istorie, alte popoare. Și după aceea am trecut de la Los Angeles, New Zealand. Coasta de Est, Coasta de Vest, Noua Zeelandă, Australia, Indonezia, Iran, Pakistan, dar atunci erau niște conflicte în zonă, așa că am renunțat, am trecut în Dubai, după aceea în Egipt. Și pe urmă, da, Turcia, Bulgaria și din nou România. Aceasta a însumat 36.000 de kilometri efectuați doar cu forța brațelor, cu un mic rucsăcel în față și unul în spate în care aveam tot strictul necesar. A fost destul de greu, mai ales în zonele deșertice, în zonele muntoase sau perioadele cu ploaie, cu vânt din față. Dar l-am dus cu bine la bun sfârșit și la final am fost bucuros că toată lumea a apreciat ceea ce încercam eu să demonstrez, că totul este posibil, indiferent de situația în care te afli. Dar câți kilometri poți să faci pe zi? Adică minim 50 fac pe zi, până la 200, depinde de relief.
Aha. 180 am făcut cel mai mult pe Route 66 când am avut și vânt din spate. Senzațional. Senzațional. Am făcut în conjurul lumii, în căruciorul cu rotile, adică mi se pare... Mă urăsc pe mine în momentul ăsta. Adică sunt întreg, sunt în regulă, sunt de multe ori... Am fost în situația în care am ales să stau acasă din comoditate. Nu știu, nu înțeleg de ce noi nu facem ce face. Vasile, și cu mine am fost colegi de clasă, am fost colegi de bancă, am dormit în aceleași dormitori. El e mai celebru care mușcă. Eu, de fapt, nu cunosc noțiunea de a merge. Chiar dacă văd cum se merge, eu nu cunosc noțiunea asta. Diagnosticul, de fapt, este tetrapareză spastică. Eu sunt împotriva termenului persoană cu dizabilitate. E handicapat, omule. Adică tu ai 10 abilități și zice persoană cu dizabilitate. Păi să le aștepți pe toate. Unde rămâne personalitatea ta, abilitatea ta de a face ceva? Trebuie să fii pozitiv. Că dacă ești negativ, îți dai în depresie sau ai anxietate și după aia. Și mă gândesc, de ce m-aș plânge când ar putea fi și mai rău? Te plângi pentru lucruri de nimic și atunci când vin lucrurile cele mari, ce faci? Nu înțeleg de ce noi ne lăsăm așa și nu facem lucruri, adică nu încercăm să ne depășim limitele tot timpul. Ei asta fac în fiecare moment din viața lor, încearcă să-și depășească limitele. Și de multe ori facem și noi. Ce fac ei? Încercăm și noi să ne depășim limitele, dar obosim. E suficient pentru astăzi. Toți suntem obosiți. Vă mulțumim. Mergem. De mâine. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Mulțumim. Să rămână. Să rămână. Ne vedem mâine. După o primă zi la Handilug, lăsăm noaptea să ne pună la punct gândurile despre depășirea limitelor. Vor putea ei, ca vedete, să și le depășească pe ale lor? Bună dimineața, domnul Nimsoc. Ești atent. 7:16. La și jumătate, eu vă pregătesc micul dejun. La fără un sfert, am plecat, da? Hai, te aștept. 103, ăsta la cât? V-ați mutat? 8. Da. Ce om minunat, ce suflet mare. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc la fel. Doamne! Neața? Cobor în 5 minute. Nu, în 10 minute, ca să vă pregătesc eu masa, să am timp, da? Hai, bine. Neața! 10 minute jos, mă aștept. Vă pregătesc micul dejun. Hai. Hou! De ce mă faci așa? Pe bune? M-am speriat. Neața! De ce nu e jos? Toată lumea e jos, de ce nu e jos? Nu pot să cred. Da, hai, repede, la micul dejun, hai. Eu pot să arăt fața mea în fața camerei nemachiată, n-am nicio treabă, nu mă feresc. Tonciu! Wow! Bună dimineața! Scuze, nu, că suntem jos și te așteptam, nu e ok. Era săraca jumate fardată, jumate nu. M-am speriat puțin. Cum arăt, asta e. Înțelegi? S-a enervat nebunul. Face crize. A coborât și Mara? Mara n-a coborât, am venit să vă trezesc, dar... A luat un băț. Să fac fața. Scuze. Ok. E... Vin imediat. Dar poftiți pe la noi, bag-o pe aia acum. Cred că dau glet. Ok, baftă, super! Stai, mă, hai! Nu. Hai, lasă așa. Nu mai. Trebuie să mă trezesc, dar cum să te încurc? Lasă-mă să fac un dans. Lasă. Ai, sora mea. Ai, sora. Chiar să se rupă masa. Lasă să se rupă. Așa. Ia-o. Bravo. Tonciu cere manele la șoferi, cere manele la DJ. Ea se duce, ia cafeaua, bagă 10 lei și cere salam.
nu-i dă și se oftică. Dar râde, nu e, nu se supără. Dar e doar așa să vezi dacă doare, ia vezi. Doare? Doare? Ia vezi, doare. Să mă uită cu soare. Mamă, ce faci cu fundă? Banii, banii, banii. Tot știe versuri, știe tot. Ascultă manele, trăiește manele, mănâncă manele. Ia uite, hai în Saint-Tropez, du-mă-n vacanțe. Viața de Ibița, de Monaco. Mergem, hai că ăștia știi ce? Intră acum, mergem. Nu-i lasă-ne să bem cafea. Da, 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 cafea, uite, ia uite la ceas. Nu, dar vreau să-ți explic ceva. Uite-te la ceas. Da. Vreau să explic. Stai puțin. Nici per toaca de emisiune 8. Dacă pe mine mă ridici când eu am tensiune 8, nu funcționez. Du-te la știri, la ceva. Nu e vorba de știri, e vorba că sunt hipotensivă. Hai. Gata, eu v-am zis așa omenește. La ora D n-am zis așa. Haideți. Hai, hai! Cum de uiți sunt telefonul meu? Dar poate ai și eu lucrările mele, știi tu repede. Păi, cum ce faci să mai vezi că mă repede? Mi-am alesbărbat. Te aștept la mine la hotel. Mulțumim foarte mult. Sunt mult mai luptători și mult mai puternici. De 10 ori mai puternici. Se anunță grea și pentru îmbărbătare, ne strigăm unii altora, hai! Între timp apare în schemă și juratul emblemă, Mihai, foarte sigur pe misiunea sa. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Da, să începem! Mi-am lărgit sfera de activitate odată cu acest show, pentru că am devenit și organizator de evenimente, ceea ce mă îmbogățește, pentru că am o motivație puternică. Trebuie să strâng fonduri pentru oameni care chiar au nevoie. Și atunci îmi dau toată silința. Ca să nu spun? Păi ce ia? Zici cine? Zici cine dacă o știi? E fotbalist? Nu e. Jură-te că nu e. Nu e. Mamă, să mor și nu-l cheamă cu C și D. Și nu e fotbalist. Și eu n-am tatuat rapid pe mână ca să știu și ce fotbalist e. Unde l-ai găsit, bă, mâncația sufletelor tău? Unde ai fost la acces direct? De unde l-ai luat? Locul care pun asta mă verifică. Să uită cu cine vorbesc eu, ce fac eu, ce... Stai lângă mine. Eu, ce... Ce faci? Nu vorbim de mine și stai și... Așa vorbe? E very dangerous. Până la un moment dat, până când mă apucă și pe mine, dragi, am și eu nebunile mele, înțelegi? Ce a zis? Că te-ai uitat aici și ai văzut cu cine am vorbit. Cu Loret vorbea. A trecut vremea. De ce vreau să te scot, Vito, păi, care ești? Păi, după ce ai zis, bă, nebună, mă mai scoți, mă mai scoți. De acolo nu poți fi scoasă, dar... A, da. Cum te uiți în telefonul meu? Dar poate am și eu lucrările mele, treburile mele, trebuie să știi tu repede. Da, atunci, dar... Curioasă mai ești, vezi că mor repede. Ce profesie am eu? Vreau o știre și iau. Trebuie să mă înțelege, defect profesional, eu nu fac rău intenționat. V-am zis, mă, că de-aia venit aici să-ți facă emisiunile. Să vezi cum ne face după aia, dacă ne termină, uite așa. Strunilă, e un enorocine stele și un cretin de la m***a, să-l sunăm acum, să vedeți. Cine m-a pus? Am ajuns la o firmă de construcții. Firma de asamblat case din lemn
a apărut în peisaj datorită lui Cosmin. E un prieten de-a lui Cosmin. Suntem de la emisiunea Poftiți pe la noi. Eu patron nou. Da, el e patronul. Hai să plecăm. Hai. Stai liniștit, stai că și noi strângem el neapărat. Aprește-te să prezentăm cazul. Deci noi strângem... Da, da, așa trebuie în ploaie. Noi strângem niște bani pentru niște oameni care sunt în niște scaune cu rotile și în special pentru un om care a făcut în conjurul lumii într-un scaun de genul ăsta, dacă vă vine mie să credeți. O să vedem cât de darnic o să puteți să fiți dumneavoastră în toată situația asta. E vorba de bănuți, nu... Trebuie să ne dați de lucru. Și trebuie să ne dați de lucru în schimb. Noi, în schimb acestei chestii, facem aici, tăiem, cherestea și așa mai departe. Fii atent! Ia-o! Nu, mitică, nu, eu nu mă bag. Nu, nu. Mersi, mersi. Eu să dau, nu, ce-mi dau lui. Haideți! Am intrat înăuntru și Nea Marina a zis așa. Băi, știi cum face el, băi, noi, băi, gata, muncim, facem orice, nu știu ce. Și la un moment dat zice, acum mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Băi, eu cred că sunt alergic la rumeguș, se întâmplă ceva cu mine, am simțit că nu respir atât de bine. Dar ce ai puțin, am? Păi uite, fii atent, acum am simțit. Mi-intră pe aici, pe aici, se duce pe aici așa și ajunge aici în gât. Acum simt că mi se umflă și a plecat. Așa, fără. Orice găsește, orice motiv, numai să scape, să nu stea cu noi pe acolo. Simite că ce aveți acolo. Prietene, puteți să luați niște pereți? Hai să-ți explic. Asta este o fabrică de ce? Facem case. Auzi, dar ai și tu un birou. Case. Am și birou. Direct în birou. Te duc. Imediat. Te aștept acolo. Trebuie să lucre ceva. Și birou nu, că-i tras jos. Pe birou te aștept. Mai la lucru așa. Toncita, bagă la vopsi. Băi, ea este Andreea Tonciu. Vrea să vopsească aici cu voi. Dați-i să muncească ca să facem rost de bani. Mara, hai. Nu vopsesc. Asta se vopsește. Opa! Dacă mă pui, eu îmi fac treaba, dar să nu fie o treabă care nu știu să o fac. Atunci mă pierd și nu-mi iese bine. Mara, uite la domnul acolo să te ajut pe domnul să vopsească. Bună, eu sunt Mara și te voi ajuta să vopsești. Eu am dat două de alea mari, două grins, cu lac, ca lumea. Mi-am zis, băieții, chiar am dat bine, știi? Scurtă de minune. Este? Exact. Când eram mică, făceam case. Casa asta, asta va pleca în Germania. Și cum, faceți case pentru export? Adică le dați cu totul așa? Da, le pregătim. Ce tare! Facem pereții prefabricați. Doamne ferești! Doamne! Lasă-mă microfonul, dă-mi voie să te felicit din toată inima. Ești extraordinar. Ești extraordinar. Bravo. Foarte tare ești. Ai dansat mult, da? Bravo. Leo m-a impresionat aproape până la lacrimi, pentru că e... m-a impresionat. A fost ceva ce nu-mi imaginam că se poate face cu atâta plăcere și transmițând o energie atât de pozitivă și... Da, a fost un moment care m-a lăsat mut. Incredibil. Dar nu mult. Acum iar căreciorul. Încet. Fii atent acolo, să nu strece ceva. La prima oară când vedeam cum arată o casă nemontată. Era, e ca un Lego de-a lui filmul sau fi. Uite bre, Nea Marine, Alzheimer, uite ce facem noi aici! Nebunule, unde ești? Mama, am cărat pereți. Bă, cum cărat pereții aia? Avea două butoane într-o chestie. Și pereții se duceau singuri. Și eu stăteam în lacul ăla, care știți cum miroase lacul, adică... Bă, e tare! Îl cumpăr și eu! Bravo, mă, băiat, bravo! O, dar e greu! Pentru Neamărin!
mănânce bismă? Bobica! Da. Super, ce să zic. Da, mulțumesc că ați venit. La masa trebuie să intre unde? La masa trebuie să țin pe aici. Aha! Eu nu-mi dau seama acum dacă e obositor să faci o viață întreagă asta, dar, din perspectiva meseriei pe care o am, e liniștitor. Pentru că a doua zi, tu te duci și faci ce ai făcut, ce știi să faci. Noi suntem, cel puțin actorii, din punctul ăsta de vedere, tracasați la maxim. În fiecare zi e altceva. Te obișnuiești cu filmul respectiv și e altă piesă de teatru. Când se termină piesa de teatru, te duci într-un mediu pe care nu-l cunoști. O iei de la capăt, te întâlnești cu Mara, trebuie să te descurci cu ea. Ești foarte bun pe un anumit rol și mâine te duci la un alt regizor și îți demonstrează că ești praf. Și zici, hopa, și intri în depresie. E, asta nu se întâmplă în momentul în care lucrezi într-o fabrică de genul ăsta. Ușor așa, băi, dar ce talent am. Și la final... Chiar dacă pe alocuri am rupt nu doar stilul, ci și burghiul, efortul se cere răsplătit conform angajamentului. Și încă o donație, intră în urna Dăruiți! La modul serios trebuie să pregătesc niște bani. Da. V-aș propune pentru Vasile și pentru asociația la care el lucrează și pentru oamenii cu handicap locomotor din Lugoș, pe care noi vrem să-i ajutăm. Ok. Cât se dă? Vă știi să numerește că... Euro? 200 de euro. Și lei? Și lei? 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 Și lei? Lei? Lei 10 milioane și ceva. Este, băi, o contabilă extraordinară. Știe, calculează tot. În lei cât îți? 10 milioane, nu? 10 milioane și ceva. Mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Mulțumim. Mersi, Mitică. Doamne, aștept. Mulțumim. Mulțumim frumos. Care te-a prostit cu 100 de euro, 5 bilete? Asta vine, mă. E, bine, ok, așa. Ne extindem aria de acoperire și în alt oraș, ceva mai mare, unde sperăm ca darea de mână să fie direct proporțională cu dimensiunea municipală. Timișoara, am venit! Tu, ce ai de oferit? Am constatat că oamenii la Timișoara sunt extrem, extrem de deschiși. Eu nu știu dacă în București oprești oameni pe stradă, ai succesul ăsta, adică măcar să nu te înjure. Ia uite aici, avem aici. Două domnișoare extrem de frumoase. Ce drăguțe, ia uite. A, păi, deși e pe tine, mă, numai pe tine. Bine, uite, cu Nea Marin și cu domnul Strunilă adunăm niște bani pentru un caz social. E vorba de Vasile de la Lugo și el stă într-un scaun cu rotile în urma unui accident și a făcut turul lumii. Da. Dacă vrei să... Și noi? Da, da. Fiecare cât poate, nu e nimic, nu trebuie să... Mulțumim, Doamne ajută, să-ți dai nezonoroc. Ca să mă distrez eu, zic, bă, Tonciu, tu ești cu fizicul, arăți bine, ți-ai pus acum țițele astea noi, ți-ai tăiat bârna, ți-ai ieși piesă. Fii atentă, tu stai cu urna în față, eu mă așez în spatele tău și tu faci playback și eu zic din spate. Și n-a vrut. Îmi pare rău că n-am reușit să fac asta. Și ori nu știa ce înseamnă playback, ori nu ea nu face playback, nu-mi dau seama. Strângem bani pentru asociație de oameni în cărucioare, la emisiunea lui Nea Mărin. Poftiți? Bineînțeles. Da? Mulțumim foarte mult. Vine cu urna. Frumos. Stai puțin, să vii. Hai! Dă-i urna acolo. Să-ți dăm urna și la fete. Deci, fii atent, cât vrei tu să... Super bine. Hai, Andrei, da, vă mulțumim. Adunăm, avem un caz umanitar. La care? Ia uite. Noroc. Bă, fii atent că urc. Venim. Și niște bani ca să donați. Bă, hai că o lăsăm pe altă dată. Așa, mă. Dacă vrei să donești ceva, orice, nu e o sumă importantă. Nu e o... De la... 5 milioane. Da. Mulțumim frumos, mulțumim. Glumesc, serios. Doamne ajută, ceau, mulțumim, bravo, ceau. Hai să merg mai departe. Pregătiți 5 lei, păcă ne întâlnim, îi ați băgat în urnă și... Să rămână, Doamne ajută, vă pup, drum bun, spăl parbrit, nu, lasă. Shukran, tir.
Ai văzut? Zi și la tu, revedere. Bine v-am găsit, la revedere. Zi, ia la bai. Mulțumim, la revedere. La ai revedere. Văzut? Nu m-am mai lăsat numai. Și de la fiecare om pe care îl opream, primeam 10, 15 lei, 50 de lei, 100 de lei. Măi, toți au bani. Oho, ești nebun, uite câți bani am făcut. Mamă, ce bani ai. De ce vorbim? Băgă. Din cauza mea, pentru că eu am fost la ei, eu am făcut toată nebunia. So open your eyes, push reset, and reboot your computer. Bucuroși că unora nu le-a ruginit talentul, ne mai asigurăm un număr de excepție pentru spectacol. Între timp, vedetele găsesc un nou prilej să-și pună în valoare haina celebrității. Dacă voi vreți să ne ajutați, ne spuneți ce trebuie să facem în schimbul donației voastre. Noi de aia suntem pregătiți, fetele știu să spele pe jos, să spele geamuri, Strunilă știe să facă vânzare, se ocupă și eu știu foarte bine să probez costume. Bine, ce nebun ești? Să începem cu o modificare, să începem cu o modificare la costume, să zic așa. O să vă arăt eu care unde le mutăm. Geamurile sunt spălate, doar că mai trebuie ceva acolo. Perfect. Și unile e perfect. Ok. Ok, da. Bine. Bun. Ce facem? Geamurile? Dați-mi și lui Strunilă, ce mai ușor, dați-mi să nu rupă mâinile. Bă, trebuia să schimbăm niște costume, de aici, aici. Ia, primul rând... Nu pot să ridic mâna, ce nu înțelege. Femeie, de ce are... Femeie. Păi te uși pe scaun. Păi dă scaun. Okay. Uite scaun. Așa, da. Mamă, și-mi strică tot feng shui-ul. Îmi zuruie în urechi vocea Andrei. Hai să mergem, lăsăm așa. Nu, trebuie să lăsăm așa sucit. El stătea înăuntru, că el nu face nimic. El oriunde mergem, oriunde am fost, zicea, da, noi facem ce vreți dumneavoastră, orice muncim noi. Deci ne spuneți ce să facem și noi facem. Și am zis de câteva, zic, tași, păi, Neamarine, că nu faci nimic, numai vorbești, tu faci, noi facem, nu tu. Și spălam geamurile. Muream de foame și eu și Strunilă. Domnul, despre care vorbim Alzheimer, a rămas înăuntru. Mă, du-te, mă, mănânci! Mănânci! Hai, lasă-mă, că m-a luat Mariana! Ce bă, minunat! Ba mai mult, noi spălam pe din afară și el pe dinăuntru punea mâna pe geam și ne arăta. Uite aici! Și îl murdărea pe dinăuntru. De ce nu mi le dai în mână? Că nu vreau, că eu fac ture. Dar mai bine făceam eu tură. Uite-te la ea cât de pricepută e. Băi, nebuno! Prima dată se pune ăla din spate și via și ia uite. Păi dacă Mara mi le-a dat pe gât, pe toate, ce să-i fac? Eu le-am pus de aici și le luam. Putea să... Nu te-a apăsat pe ăla, că acum se rupe ăla și ești bună de plată. Bravo, Petru! Păi nu, că pe el îl împușca. Ieșeau și... El face, el, noi facem. Facem noi. Ce vreți dumneavoastră? Ce vreți? Noi vom face. Doar dacă veți dona, noi facem. Pe tine te vrea numai un singur bărbat. Și ăla este Mitea. Nu mă mai vrea nici ăla, da, Neamărine. Spun eu. Dacă nu ai fi tu cu Mitea, până la urmă nimic ce-i vrea. Nu o să fiu. Nu o să fii? E sigură? Foarte sigură. Vă potriveați amândoi de minune. Nu e așa? Ba da. Ca... Amândoi v-aș fi luat așa, v-aș fi ridicat în sus și v-aș fi aruncat odată și aș fi plecat. Nu mă potriveam eu cu el, Doamne ferește. Regretă relația cu Mita. Oricum eu compar cum era atunci și cum era acum. Acum e dezinvoltă, e... Trăiește altfel, respiră, se bucură. Da, e mai ea, e mai manea. Mă văd mult mai frumoasă acum. De când nu mai sunt într-o relație, chiar mi-am făcut mai multe operații. Mi-am făcut nasul, mi-am făcut buzele, mi-am schimbat silicoanele.
Neamărine, mi-am ales bărbatul. Da. Vezi că sunt de aici? Vezi că sunt de aici în Timișoara, ți-l aduc. Nu te crezi. Sună-l, sună-l, te rog eu. Dar nu te crezi că-l vrei pe el. Păi de ce să nu-ți place? E ok? Ia. Rău. Și Robo a venit la preselecție și mi-a arătat un număr mai bun decât tot ce văzusem până acum din partea lui. Dar din România n-aveți? Ba da, avem și din România. Arătați-mi care. Hai, noi suntem acum pe calea Aradului. Calea Aradului. Lângă Mol. Ăsta e din aici? Din România? Din Timișoara. Care? Asta. Adi. Adi, da. Care Adi? Cine e Adi? Sună-l mă pe Adi. Ia hai să-l chem. Vrei să vorbești cu el la telefon? Dar sunați-l. Hai. Să vin aici. Sinceră să fiu, după ce m-am despărțit de Nicolae Mitea, nu mi-am dorit să trec în altă relație. Dar acum chiar simt nevoia să găsesc un suflet cald lângă mine și să îmi temeiez o familie. Singură și disponibilă. Spune că e singură și disponibilă. Și îmi doresc să facem o ședință foto împreună, nud. Auzi? Haide, haide. Alo? Bună, ce faci? A, da? Și când termin programul? A, bine, atunci te aștept la mine, la hotel. Direct, vezi că noi suntem proști, studiile mici. Măritați-o pe Tonciu, vă rog eu. Măritați-o, să căsătorească, să facă un copil. Peste o săptămână împlinesc 29 de ani și chiar trebuie să mă așez la casa mea. Pa! Doamne, ce nebună! Bravo, mă, te măriți! Hai, mă, gata! Pare-se că amândoi au cam aceeași meserie. Trebuie să vină cineva și cu bani. Deci și băiatul are nevoie de o fată cu bani, o doamnă, probabil, și ea are nevoie de un fotbalist. Acum eu vă întreb cinstit, sunteți mulțumită de ce au prestat ei aici în magazinul nostru? Sincer, nu prea. Hai să zic că în partea fetelor este ok. Da? Băieții s-au descurcat. Băieții s-au descurcat. Nu știu, geamuri, de sincer. Chiar le-am frecat. Geamurile arată. Eu sunt mai mic de înălțime. Eu l-am luat în brațe să sperie geamuri. Noi i-am format un cuplu. Ați făcut. Da. Bine, atunci dați-le exact după cât au prestat. Și de restul mă descurc eu ca să mai fac că e rost de bani pentru Vasile să fie cât mai bine. Deci, doamna, nu e mulțumită. Acum, degeaba. Sunteți mulțumită? Da. Bra. Foarte, foarte mulțumită. Bra. Foarte, foarte. Bra. El s-a speriat. Mulțumim frumos. Să rămână. Să rămână, mulțumesc mult. Încă o donație ne face răsuflarea mai ușoară, chiar dacă pentru ea am avut de gâfâit un pic. Merită tot efortul. Nu ne putem plânge. Putem doar să ne emoționăm. Foarte emoțional momentul. Acolo m-a... Te cutremur un pic așa, te scutură. Uitai că e în scaun, știi? Dar vedeai scaunul, e foarte... Dansurile în Cărăcior să meargă mai departe, să poată să realizeze și în România, nu pe, cum e numai pe dincolo, prin străinătăți. Foarte tare! Mâine seară vă poftim să aflăm deznodământul poveștii de la Handiluc, care, cu ajutorul talentelor vedetelor și al celor din comunitate, va fi unul fericit. Uite, toți aici pentru...
dumneavoastră. Pentru el vom avea de făcut multe, zi de vară până în seară, de la descărcat, îndurat și declarat. Ia zi-mă, ce vrei tu? Ce să scriu eu despre el? Nici numele nu-i mai pronunț. Ce să scriu? Oi, fată, dar eu ce ai, bă, bune! Neamărin va avea comanda mereu la îndemână. Ia ți-ai dreapă, lipici! Bine! Sunt singur om pe care ăsta nu l-a bătut niciodată. Fac! Și mă bat singură. De ce? Da, am venit. Ce ai zis, mă? M-am pe mine. Mă, bun nebună. S-a pe ea, Mara Bănică? Da, m-a adevărat, aveam numărul meu. Aia care e așa frumoasă pe la televizor, e agresivă? Mi-am dat ceva ușor pentru că eu sunt operată recent la sân. Mara, nu poate, Mara! Băi, ce surpriză mi-a făcut! Nu la vale, Tonciu, să mor eu! Mamă, nu... Mamă! Hai, și! Dă-te jos, nu mai trage aia, și dă-te jos! Dumnezeu, ce poate să... Cu mașina, mă, te-ai după asta! Tineri suntem, avem putere! Vom face totul ca miracolul să devină realitate, aici, la Poftiți și Dăruiți.